Face joc egal, trebuie coroborați și cu ce se întâmplă. Iași, în schimb, viitorul are aceste două șanse, jocul egal sau victoria. Și dacă ia bătaie, viitorul se califică dacă Dinamo nu bate. De acord, dar are, la începutul jocului are două șanse ale ei. Așa este. E diferent de rezultatul de la... Da, nu contează. Dacă viitorul a făcut meci egal, Iași este în play-off. Poate să întâmple orice la Giurgiu. Da. Remarcăm absența lui Andrei Cristea. Sper să-l și vedem puțin mai târziu la microfonul de CSport pe... probabil cel mai important jucător al celor de la Iași, este însă absent pentru această întâlnire fiind suspendat. Și vedem ce s-a întâmplat în partida tur dintre viitorul și Iași. Atunci viitorul s-a distrat într-o oarecare măsură. A fost 5-2, dar vom vedea ceva mai târziu ce s-a întâmplat în partida tur, pentru că vom intra într-o legătură directă cu Iașiul. Da, este Paul Andone în legătură directă cu noi. Paul, te ascultăm, bună seara! Bună seara, Vali, bun găsit, doamnelor și domnilor, de aici, de la Iași. Finala, una dintre finalele pentru play-off are loc
în Copou, meciul dintre Polia și Viitorul se anunță foarte, foarte disputat. Alături de mine este unul dintre mari absenței ai partidei din această seară, este vorba despre atacantul gazdelor Andrei Cristea, cel care a primit un cartonaș galben în meciul de la Timișoara, cartonaș care îl interzice, ca să zic așa, la meciul de astăzi. Bună seara, Andrei! Un meci pe cinste pe care, iată, din păcate, îl ratezi. Ce șanse au colegii tăi? Bună seara, în primul rând. Da, așa cum spunea și dumneavoastră, este un meci decisiv pentru noi, de totul sau nimic. Am fost cu băieții săptămâna asta în fiecare zi la antrenament, am văzut cum s-au pregătit, cât sunt de concentrați și cred că în seara asta n-are cum să ne scape printre degete această victorie. Lipsești și tu, lipsește și Mihalache, lipsește și Sin, iată trei absențe extrem de importante tocmai la acest meci capital, aș spune, pentru Iași. Da, regret enorm că nu pot să joc această partidă importantă, cum de altfel îmi pare rău și pentru Mihalache și Sin, pentru că erau alte două piese importante din angrenajul nostru, dar eu sunt convins că cei care vor juca vor face foarte bine și îmi doresc din tot sufletul ca la sfârșit noi să fim echipa care vom intra în play-off. Terenul se prezintă în condiții acceptabile, este ger aici, minus 6-7 grade, dar se prezintă ok, cel puțin la început. Tu ce părere ai? Ca fotbalist profesionist ai, sigur, cunoștințe mult mai bune decât ale mele. Ținând cont de faptul că suntem la sfârșit de februarie, eu cred că terenul este impecabil. Organizatorii au avut mare grijă ca el să fie încălzit și să nu fie înghețat. Uitați-vă că nu este zăpadă pe el. Sunt convins că cel care va fi mai bun va câștiga în această seară și astfel de alibiuri vor dispărea total. Andrei, se anunță peste 6.000 de spectatori pe această vreme geroasă. Cât va conta pentru voi aportul publicului? Da, noi întotdeauna am avut o asistență numeroasă acasă, mai ales în meciurile importante. Ne bucurăm că și în această seară ne vor susține și avem mare, mare nevoie de aportul lor. Este, după cum vă spuneam, un meci decisiv pentru noi, un meci foarte important și dacă am reușit să câștigăm cele trei meciuri până acum, sper să reușim să o facem și pe a patra victorie și să intrăm acolo unde merităm, adică în play-off. Ce ar însemna pentru tine personal o participare în play-off? Ar fi o premieră pentru ea și o calificare în play-off, dar pentru tine personal ce ar însemna un play-off în carieră? Ar însemna enorm, vă dați seama că aducându-mi aminte de unde am plecat în vară și uitați-vă că prin multă muncă și disciplină am reușit să ajungem aici, să depindem doar de noi. Este clar că este o performanță mare pentru noi, pentru oraș, dar înainte de toate să reușim să câștigăm această partidă și cu siguranță după aia Iași va fi în zi de sărbătoare. În încheiere n-am cum să nu te întreb despre ziua de 24 februarie. Mai ții minte ce făceai acum 13 ani? Of, da. A fost o victorie frumoasă contra Valenciei. Mă bucur că vă aduceți aminte după atâta timp. E clar că a fost un moment important al fotbalului românesc și îmi doresc din tot sufletul, atât eu sau cel puțin generații următoare, să mai trăiască astfel de bucurii și astfel de momente, fiindcă chiar a fost o victorie unică și două goluri ale tale. Da, vă mulțumesc și cred că a fost chiar un moment care a contat enorm în fotbalul românesc. Mulțumim frumos, Andrei. Vali, mă grăbesc să-ți predau legătura, calculele și prezentarea echipelor le veți face cu siguranță voi acolo în platou. Cam frig acolo și vrei să le facem aici în platou și e normal să le facem aici în platou. De fapt am mai și discutat despre asta. E destul de dificil să fii în priză pe o asemenea vreme și pentru fotbaliști cred că va fi destul de dificil, dar asta e. Asta e meseria. Un exit poll putem face la pauză. Poftim? Un exit poll putem face la pauză. Da. Atunci ne putem da seama cine e, cum e, ce șanse mai sunt. Dar nici repriza a doua nu e ca prima repriză. Orice se poate întâmpla. Și cred că vom avea două echipe. Da, și turul 2 nu e ca turul 1. Da. Cred că vom avea două meciuri care pe care. Nu? Indiferent ce s-a mai vorbit de Astra Dinamo, da? Și chiar dacă Astra este deja calificată. După declarațiile celor de la Astra, în special că aici era cheia, trebuie să avem un fotbal total la meciul ăsta de la Giurgiu. Dinamo, echipă care trebuie să joace cât poate de bine seara asta, Astra la fel trebuie să arate că nu au fost vorbe goale toată săptămâna asta spuse pe aici și pe acolo, deci ar trebui să fie un meci extraordinar acolo. Vremea îi îndeamnă să alergem, am urcat de obicei pe viscolul ăsta, dacă stai pe loc, nu mai te recunosc colegii după aia. Bun, hai să mergem din nou la Giurgiu. Radu Drăguț ne arată cam cât de tare ninge și e victimă colaterală și Ionel Dănciulescu în acest moment. Nu știu dacă e pregătit Radu Drăguț, dacă ne aude. Radu, bună seara!
Bun găsit de aici, de la Giurgiu, înainte de Astra Dinamo, meciul care va decide soarta echipei lui Vasile Miriuță în acest sezon. În cazul unei victorii în această seară contra Astrei, Dinamo este în play-off, indiferent de rezultatul celelalte partide care se desfășoară la aceeași oră, Iași și Viitorul. Dar Dinamo se poate califica și cu un rezultat de egalitate, asta doar dacă Iași nu va învinge formația lui Gică Hagi. Despre aceste calcule, dar și despre ultimele noutăți din tabăra Dinamo Mușilor, vom vorbi cu Ionel Dănciulescu. Bună seara, Danciu! Bună seara! Danciu, al doilea sezon consecutiv în care Dinamo joacă ultimul meci din sezonul regulat cu sabia deasupra capului. Din păcate ne place să trăim periculos, asta este realitatea, dar sper, eu știu, odată cu această partidă să reușim să ne calificăm în play-off. Ce e cel mai important este faptul că suntem la mâna noastră, depindem de noi, iar dacă noi vom juca bine și vom câștiga în această seară, nu ne interesează ce va fi în cealaltă partidă. S-a discutat mult în această săptămână pe marginea declarațiilor lui Edi Ordănescu. Astra are 9 jucători la un galben de suspendare, dar 4 dintre ei vor fi titulari în această seară. Cum se pare formația Astrei? E una dintre cele mai bune formații ale lor, probabil cu una, două piese de bază care sunt rezerve, dar știam lucrul acesta că vor juca cu cea mai bună formulă. Suntem pregătiți, băieții și ei au știut de la început că echipa Astrei va arăta aproape de formula de bază, așa că nu e niciun fel de problemă și n-a fost niciun fel de surpriză pentru noi. Dinamo însă are o absență importantă, poate cel mai bun om din atac în acest început de an, Nemeț, nu va juca, cât de mult va conta absența lui? Sper să nu conteze în această seară, e adevărat, este un jucător important pentru noi, dar sper ca și Popa să joace bine, a făcut-o destul de bine în primele două partide în care a intrat. Avem mare încredere în el, de-aia l-am și readus de la Botoșan și sunt convins că atât el și întreaga echipă vor face o partidă bună și vor reuși să ne calificăm în play-off. S-a vorbit că vor veni foarte mulți fani dinamoviștii la partida din această seară, unii dintre ei au fost speriați de prețurile biletelor, câți vor fi? Nu știu, eu sper să fie cât mai mulți, e adevărat, au fost ceva probleme legate de prețul biletelor, destul de mari, exagerate. Se întâmplă numai împotriva noastră și a alte echipe din București, vorbim de Steaua. Păcat, pentru că fotbalul și sportul în general este pentru, eu știu, pentru suporteri, dar asta este politica clubului și Astra și nu avem ce să facem. Și mai este și vremea de afară, dar e mai puțin important. Cel mai important este să câștigăm în această seară. Vremea nu este cea mai bună, putem observa cu ușurință acest lucru, dar gazonul cum e? L-ai testat? Cum ți se pare? Este destul de bun, în ciuda condițiilor meteo neprilnice de afară. Starea gazonului este bună și asta e un lucru îmbucurător, așa că sunt convins că acest meci se va decide numai și numai pe teren. În încheiere, Dinamo în play-off sau în play-out? Nu știu de ce mă mai întreb, e clar că îmi doresc și sunt convins că vom fi în play-off. Mulțumesc, Danciu. Legătura la voi înapoi în studio. Mulțumesc și eu lui Radu Drăguț pentru acest interviu. Vedem că ninge din ce în ce mai tare. Să sperăm că nu va fi nevoie să se întrerupă vreun meci în această seară, că va fi nevoie sau că nu. Iată că a început deja să și pună puțin pe terenul de la... Dacă se întrebe jocul la Giurgiu, se întrebe și de la Iași? Păi... Să continuăm în 2000 de aceeași oră. Dacă se aude, domnule, s-a întrerupt, întrerupem și aici, nu? Ca să jucăm la aceeași oră. Dar nu cred că vor fi probleme, deși iată, a început să se pună zăpada, dar e la Giurgiu, e instalație, tot merge, nu cred că vor fi probleme pe parcursul la următoarelor două, se pare că un randament foarte bun. Poftim? Se pare că un două randament foarte bun. Da, e o nisoare destul de puternică, dar cred că nu se va pune problema de întrerup jocul, doar să vedem dacă se va putea juca fotbal cu ochii deschiși în această seară. Edi Iordănescu și Vasile Miriuță, câteva scurte declarații înainte de această întâlnire. Ce bine ar fi să depindem la ultimul meci de noi, nu? Să fim la mâna noastră. Asta s-a întâmplat după aceste trei jocuri grele pe care le-am avut acum. Meci foarte greu știm cu toții. Întâlnim o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun, pe Edi chiar la apreciații, respect din nou Val. Nu ne va fi ușor, dar încă o dată trebuie să facem tot ce depinde de noi să câștigăm acest joc. Pentru încă o dată. Trebuie să-l câștigăm.
îl câștigăm și intrăm în play-off. Cu toate, ne va fi foarte greu. Sunt conștient că faptul că Dinamo joacă un joc decisiv pentru play-off a atras acest interes. S-a discutat foarte mult, dar la fel de conștient sunt că de a doua zi după joc, deja interesul pentru noi și pentru ceea ce facem noi, probabil că nu mai va fi la același nivel. Fiecare se va întoarce către problemele lui, către targeturile lui, iar din punctul meu de vedere, eu sunt cel care rămân în continuare cu echipa. Așa că, spre deosebire de opinia publică și de iubitorii fotbal, de cei interesați de acest joc, eu am în continuare anumite targeturi cu echipa și merg înainte cu echipa, iar asta mă face să nu-mi permit să gândesc micro și într-un mod izolat, strict pe această partidă, ci mă obligă să văd poza de ansamblu. Fiți sigur că Astra, indiferent de primul 11 pe care va propune pentru jocul cu Dinamo, va face tot ce stă în putere să își apere șansele și să producă un rezultat bun care să-i mai pună puncte în clasament. Peste un sfert la Giurgiu, Astra Dinamo, peste un sfert de oră la Giurgiu, Astra Dinamo și la Iași, Poli Iași Viitorul, meciurile care vor decide cele două echipe care merg în play-off. Practic va începe un nou campionat pe săptămâna viitoare. Mergem pentru concluzii la stadionul de la Giurgiu. Viorel continuă să ningă, să visculească și cum spuneai tu, dar nu cred că se va pune problema să nu fie condiții de joc. Mai grele condițiile pentru spectatori, cred. Într-adevăr, chiar vorbeam cu domnul Mulțescu ceva mai devreme. Bună seara din nou, iată, ne-am ținut de promisiune, am revenit aici. Chiar vorbeam cu domnul Mulțescu despre faptul că noi suntem privilegiați pentru că stăm aici și vom urmări meciul de aici, dar nu vrem să fim în pielea suporterilor care au plătit și bani mulți și trebuie să îndure și astfel de condiții sau în pielea jucătorilor. Oricum, domnul Mulțescu, nu e confortabil să joci pe astfel de vreme și cred că nici nu și-are rost întrebarea dacă o astfel de suprafață de joc avantajează pe cineva, adică nu cred că avantajează pe nimeni, nu? Sau mă înșel? Sigur că este foarte greu, spectacolul are de suferit, pentru că aici execuțiile tehnice de rafinament mai greu pot fi câștigătoare. Sigur că eu cred că totuși o echipă este mai dezavantajată de vreo de Dinamo, care de are jucători mai mult de tehnicitate de la mijloc încolo, față de Astra, care e o echipă bazată pe jucători de angajament, jucători care mai puțin sunt jucători, în afară de Florentin Petre, Matei, un jucător... Era bun Florentin Petre azi, da, nu? Era ușor pe timpul ăsta putea să aibă realizări. Deci vorbim de aspectul tehnic, dar spuneți-mi tactic. Pregătește o săptămână un asemenea meci, da? Și îți vine o nisoare de asta. Cât la sută se mai poate pune în practică tactic? E foarte bună întrebarea care ai pus-o și aș vrea să facem o comparație. În ce condiții joacă echipele din fotbal avansat și din țările civilizate și dezvoltate și cum jucăm noi, unde jucăm noi? Antrenezi o săptămână combinații la firul ierbii ăsta și duminica trebuie să joci și ura și la gară sau tare și pe ei sau da, ce să jucă. Da, lungă și pe a doua. Care e mai puternic? Adică altceva în afară de ce antrenezi. Și trag concluzii greșite, rezultatul la fel și se schimbă ierarhii. Apropo de concluzii, asta spunea Vali Moraru, să tragem concluzii, evident, să le trageți dumneavoastră și să le spunem celor care ne urmăresc că sunteți puțin, nu emoționat, dar tensionat că Dinamo are misiune grea, nu? Da, adică nu sunteți sigur. Foarte relaxat. Deși nu jucați dumneavoastră, nici nu antrenați, da? Sângele apă nu se face, nu? Sau cum e? Bine, eu am antrenat la amândouă echipele, sigur am și jucat la Dinamo, asta e mai important. Ținând cont că Astra este liniștită din punctul ăsta de vedere, e clar că sunt mai puțin... Da, dar s-a găsit domnul Nicolae să vină cu bani acum, înainte de un meci... Mai îngrijorat pentru Dinamo. Acum, eu sper că faptul că Dinamo are nevoie ca pentru a supraviețui în play-off, a intra în play-off... Da, adică este un meci cât un campionat. Exact. Eu mă bazez pe această dorință de victorie și de sacrificiu, coroborată cu valoarea celor de la mijloc încolo, vor reuși să înscrie un gol mai mult decât adversarul. Da, rămâne de văzut ce se va întâmpla, în special în prima repriză, sau mai bine spus, în primul rând, în primul mitan, pentru că o să ne întâlnim la pauză în aceeași componență și o să vedem dacă, iată, aceste previziuni lansate de domnul Mulțescu se vor adeveri. Atât deocamdată, în scurt timp va începe meciul, până atunci va trage concluziile și Vali Moran.
Da, ne întoarcem aici în studio și mai aruncăm o privire asupra echipelor care se vor confrunta în această seară. Privindu-le, îl mai întreb pe Florin, care sunt aturile lui Dinamo în seara asta în fața Astrei? Da, eu cred că cei trei din spatele lui Daniel Popa. Pentru că au arătat și împotriva Stelei o dinamică bună, au arătat că unul contra unul își pot câștiga duelurile, sunt jucători de explozie, mă refer la Salomao, Torge și Pesic, și de ce nu pe o revanșă a lui Daniel Popa, care, dacă nu a intrat bine împotriva Stelei, a făcut-o cu Craiova, cu gol, după aceea cu Chiajna. Deci mă aștept la Dinamo aici să fac diferența. Ilie? Astra o echipă reactivă. Este clar că Dinamo va aborda meciul la victorie, va încerca să stea cât mai mult în terenul adversar, va încerca să facă pressing, să controleze jocul. În schimb, Astra cu Iordănescu, cu Edi, el este o echipă extrem de bine organizată pe faza defensivă. O fi o echipă reactivă care cu siguranță pe contraatac va încerca să surprindă Dinamo. Cine merge în play-off, domnul Dinu? Cine mi-aș dori eu? Că... nu știți cine merge? Mi-aș dori să meargă Viitorul pentru ce a semnat în ultimii ani și pentru Viitorul fotbalului românesc. Ar fi foarte important să mențină echipa Gică Hagi la acest nivel al topului din fotbalul românesc. Pe a doua nu ne mai ziceți, numai a doua, care sunt mai bun să meargă. Și la Viitorul e o opțiune așa de suflet, dacă vreți, dacă Iași sunt mai bun, să câștige ei, nicio problemă, dar mi-aș dori Viitorul să meargă pentru, încă o dată repet, ce a însemnat în ultimii ani și ce urmează în fotbal românesc. La Iași cu Viitorul, cum vedeți raportul de forțe? Iași pe teren propriu, o echipă și care o echipă foarte are agresivă, trei victorii echipă consecutive foarte agresivă în 2011. Pe teren propriu Iași, terenul va fi handicap, chiar dacă arată cât de bine la televizor aici, ne uităm noi, dar probabil va fi moale, se va rupe. Pentru copiii Viitorului poate fi o problemă, dar eu zic că organizarea de joc care Gică Hagi a implementat-o acestei echipe și talentul jucătorilor de acolo pot face față fără nicio problemă. Pe Digisport 1, în câteva momente, Astra Dinamo, pe Digisport 2, Iași Viitorul, încercați să vă împărțiți cumva, să băgați picture in picture, să încercați să le urmăriți pe amândouă, pentru că sunt convins că va merita să le vedeți pe amândouă. Ne revedem la pauză aici, pe Digisport 1. Program artistic în Spania, cel mai frumos fotbal. Astăzi, de la 21:45, Barcelona arată cine e lider printre vedete. Watch la Liga, Digisport. Viva la Liga Loca! Olimpico pregătește capcanele. Poziție bună a lui Dzeko, gol! Vine furia nordului, însetată de puncte și goluri. AS Roma, AC Milan. Poate cetatea să fie cucerită. Duminică, de la 21:45, numai pentru fanii Digi Sport. Când eram tânăr ficior, varifa la munților, Ghenzio-a la vânat, inden grân în Tannenwald, pușca și dărgâr pălată, was für ein Mann eram odată. Ce normal erai odată. Tu bist rău tăceasă, da, mă rog. Danke, vopsește nemțește. Espresso, cappuccino sau latte? O pauză de cafea e binevenită oricând. Pe domo.ro te bucuri de cele mai tare reduceri. Acum ai espressor automat Philips cu sistem de spumare a laptelui la doar 1299 de lei și primești cadou un filtru de apă de la Philips. Domo.ro. Pentru acasă. Azzurro. Italy. Jimba Itai. Împreună. Comuniunea perfectă între om și mașină.
Aceasta este noua Mazda CX-5, acum cu tracțiune 4x4 cadou. Drive together! Ce-i nou în Kinder Surprise? O familie de hipopotame albaștri foarte jucăuși. Îi cheamă Hapos și îi găsești în fiecare al cincilea ou Kinder Surprise. Familia Hapos. Ți-am stârnit curiozitatea? Kinder Surprise și Kinder Surprise Maxi. Acum și mai multă distracție. Neumarkt, între serviciu și datul la zăpadă. Da, s-au anins ieri, ninge și mâine, dar azi e cald și bine. Da. Sau cald și cum nu a anins. Observ cine e creierul în gașca asta. Bărbații cum trebuie se împart între serviciu și acasă, dar fix acolo, între beau un Neumarkt cu gust puternic și amărui. Mami, mai ai desertul dragonilor? Sigur! Știai că dragonii au nevoie de ceva răcoritor ca să scoată flăcări cât mai mari? De unde știi tu asta? Pentru că și eu sunt un dragon. Lapte, miere și pandișpan pufos. Kinder felie de lapte. Zile pline, pauze dulci. Îmi doresc să fiu pilot de cursă. Eu vreau să mă joc cu animalele acvatice. Îndeplinim 50 de dorințe la aniversarea Kinder 50 de ani. Participă la promoție pe kinder.ro. A venit timpul să-ți pregătești grădina pentru primăvară. Foarfeca telescopică pentru crengi costă doar 44,99 lei. Lucrezi cu ușurință în grădină cu foarfeca Ambos sau Bypass la numai 14,99 lei. Grădinăritul e o plăcere cu ferestrăul pliabil la doar 14,99 lei. Lidl, meriți să fii surprins! Oamenii pe care îi iubești îți colorează viața. Noi aducem culoare la tine în casă. Mai mult loc pentru culoare. IKEA. Mai mult loc pentru viață. A sosit momentul culminant în același timp cu iarna în Liga 1. Dinamo, Polia și Viitorul într-o luptă teribilă pentru ultimele două locuri care merg în play-off. Bună seara, bun găsit tuturor, vă spun Ionuț Angheluță și Dan Ștefănescu și vă invită să rămâneți pe Digi Sport 1, să urmărim împreună ceea ce se anunță a fi o partidă mai intensă decât lăsau de înțeles declarațiile date de Edi Iordănescu în urmă cu o săptămână. Așadar, Astra Giurgiu, Dinamo, aici pe Digisport 1, pe Digisport 2, Poliaș, Viitorul. Da, s-au făcut diverse calcule, sunt conștient că majoritatea sunteți la curent cu acestea. Victoria Botoșaniului însă, din această după-amiază cu Gaz Metan Media și 1-0, anulează o posibilitate prin care Dinamo putea să se califice în play-off, chiar dacă ar fi pierdut acest meci de la Giurgiu. Așa, Dinamo are doar varianta egalului, coroborată bineînțeles cu ceea ce se va întâmpla la Iași, sau cu o victorie este 100% în play-off. O vreme, după cum puteți vedea, de iarnă, organizatorii fac mari eforturi pentru a retrasa terenul. Se pare că arbitrul Ișvan Covaci i-a anunțat pe organizatori că trebuie să mai traseze odată terenul, altfel nu va da drumul la joc. Motivul e simplu, liniile trasate cu câteva ore înaintea meciului sunt albe. Acum trebuie trasate cu portocaliu. Sigur că asta putea să le transmită Ișvan Covaci
oficialilor, mă rog, celor care se ocupă de întreținerea terenului și până urmă cu 40 de minute, atunci când a început ninsoarea aici la Giurgiu. Vedem imagini de la încălzirea celor două echipe atunci când încă se mai vedea iarba pe sub, pe sub zăpada. Astra, fără emoții în acest moment, a obținut calificarea în play-off, chiar dacă a pierdut în runda precedentă, în Gruia cu CFR Cluj. Merge în play-off pentru că Botoșanul a pierdut la ultima fază meciul cu Viitorul din etapa trecută, acel 2-1 pentru echipa lui Gică Hagi. Vom vedea cât de curând și cele două echipe. Nu e nicio invazie a dinamoviștilor aici la Giurgiu, deși se zvonea la un moment dat că ar veni 5.000 de suporteri ai lui Dinamo. Suntem departe de acest număr. Totuși o prezență destul de numeroasă, având în vedere vremea, și mai sunt spectatori care nu au intrat încă pe stadion. Da, condiții de iarnă, am avut noroc în primele trei etape când s-a jucat pe terenuri foarte bune, dar acum iată, în acest weekend și săptămâna viitoare, când vor fi partidele din sferturile Cupei României, sunt anunțate temperaturi scăzute și precipitații aici la Giurgiu. Terenul însă, chiar dacă are zăpadă pe el, este foarte bun pentru că este nivelat, nu este înghețat, deoarece instalația de încălzire funcționează în mod corespunzător, astfel că, mă rog, se va putea juca în condiții destul de bune. Acum să vedem această furtună de zăpadă cât va ține. Parcă s-a mai domolit între timp, parcă nu se mai pune chiar așa de repede. Iată 11-le lui Edi Iordănescu. Astra așadar cu Plamen Iliev în poartă, cu Claudiu Belu, Polciac, Erico și Risto Radunovic, Alexandru Stanie doar rezervă, Mârșliac și Takayuki Seto în fața apărării, apoi Balaure, Florentin Matei și Laurențiu Buș în spatele lui Urcovera. Patru dintre cei 9 fotbaliști la limita suspendării din lotul Astrei sunt titulari astăzi. E vorba de Balaure, de Polciac, de Iliev și de Erico. Alți 5 sunt doar pe bancă. Dinamo începe cu Penedo în poartă, Romera, Mihai Popescu, Marici Olteanu, Malangu, Torje, Nistor Pešić, Salomao și Daniel Popa. Probabil Pešić va juca în flancul drept, iar Torje va juca mijlocaș ofensiv, așa cum s-a întâmplat în meciul cu FCSB. Și Dinamo putea avea o situație mai bună în clasament, putea fi la egalitate cu Astra, Giurgiu și cu Viitorul, dacă nu ar fi fost egalată de FCSB la ultima fază a meciului din runda precedentă. Da, practic golul marcat de Felipe Teixeira o trimite pe Dinamo în situația de a fi obligată să câștige, pentru a fi sigură de participarea în play-off. Sigur că n-ar fi nimic extraordinar să vedem o victorie a lui Dinamo aici la Giurgiu, chiar dacă la un moment dat Astra a învins-o pe Dinamo cu 6-1 pe teren propriu. Dinamoviștii au câștigat ultima partidă disputată aici pe stadionul Marin Anastasovici anul trecut în luna aprilie. A fost 2-1 pentru Dinamo, cu goluri marcate de Rivaldinho și Bumba. Pentru Astra a marcat Săpunaru. Nici marcatorii, nici antrenorii de atunci nu se mai regăsesc astăzi la cele două echipe. Astra și Dinamo s-au mai întâlnit în ultima etapă din sezonul regulat, în urmă cu 2 ani, la primul sezon, cu play-off și play-out. Atunci echipa pregătită de Marius Ciumudica avea 8 jucători la limita suspendării, iar Ciumudica și stafful său tehnic au aflat că jucătorii care vor încasa un cartonaș galben vor sta în prima etapă din play-off. A ieșit atunci un mic scandal, un mic iureș, pentru că au fost anunțați de observator chiar înaintea meciului și normal, făcusei strategia, te pregătisei meciul într-o anumită manieră, nu mai puteai să schimbi. Dar atunci Astra se afla pe primul loc, a terminat pe primul loc sezonul regulat, iar Dinamo pe locul al doilea. Iată că a fost și un sezon în care Dinamo a intrat în play-off fără emoții.
Anul trecut, da, ne aducem aminte, a avut la fel mari probleme. Acel meci s-a terminat 1-1 și acel moment avea să fie dintre cele mai inofensive în ceea ce privește regulamentele de când s-a trecut la play-off și play-out. Evident, punctul culminant s-a înregistrat anul trecut, în sezonul precedent, atunci când lupta dintre Steaua și Viitorul a fost tranșată la Tasie. Sunt cele din urmă jucătorii celor două echipe de la vestiare în frunte cu brigada de arbitri. Sunt în continuare oameni pe teren care dezăpezesc dușele. Era mai simplu acea variantă cu acele aspiratoare care, în loc să tragă aerul, îl suflă, și zăpada ar fi fost dată foarte, foarte ușor, mai ușor decât se dă în aceste momente cu mătura. N-a început nici meciul de la Iași, evident, pentru că trebuie să înceapă în același timp. Vom vedea ce se va întâmpla în aceste două meciuri, cele mai importante meciuri din finalul sezonului regulat. Mâine sunt alte două partide, Juventus CFR Cluj de la ora 18, iar de la 20:45 de minute FCSB o întâlnește pe Arena Națională pe Sepsi. În ceea ce privește forma arătată de cele două echipe până acum, Astra nu mi se pare că traversează un moment bun din punct de vedere al jocului cu Viitorul. A fost dominată clar în repriza a doua și a scos un egal norocos. În meciul cu Gaz Metan de pe teren propriu a fost un 4-3 halucinant, cu un meci cu multe goluri, dar la fel o prestație nu foarte solidă a giurgiuvenilor, iar totul a culminat cu meciul de la Cluj, unde Astra a jucat chiar slab și a pierdut fără drept de apel în fața CFR-ului. În schimb, Dinamo are un moral solid, pentru că a jucat cu FCSB și Universitatea Craiova, două echipe aflate pe podium, două echipe foarte tari, și a reușit să termine neînvinsă. A câștigat la Chiajna de o manieră până la urmă clară, chiar dacă scorul a fost un scor strâns, și vine aici la Giurgiu pregătită, cel puțin din punct de vedere al încrederii, pentru a câștiga. Apare că îi lipsește puțin echilibrul lui Dinamo, pentru că, apropo de cele două meciuri pe care le-ai amintit, cele mai tare, Craiova a fost aproape de eșec, chiar dacă la acea bară a lui Nistor Dinamo putea obține totuși o victorie nesperată, în vreme ce pe FCSB a fost aproape să o bată, dar a intervenit golul lui Filipe Teixeira. Revin la Astra, Urcovera, care nu a fost utilizat în Gruia împotriva fostei sale echipe. S-a discutat foarte mult și pe marginea acestui subiect. Titular și Balaure, care în runda precedentă a intrat doar în repriza a doua. În primul 11 a fost Romario Moise, care e rezervă astăzi. Nu e Bejan, este Erico, alături de Polceac în centrul defensivei, și vă spuneam, nu e nici Alexandru Stan. Capitanul Astrei este rezervă, înlocuit cu Risto Radunovic. Da, având în vedere cum s-au prezentat cele două apărări până acum, 6 goluri încasate în 3 meciuri, o medie de 2 goluri pe partidă. Dinamo chiar a luat 2 goluri în fiecare meci disputat. Ar trebui să avem o întâlnire spectaculoasă. Galeria lui Dinamo își face numărul înainte de startul acestui meci. Așteptăm ca cele două partide de la Iași și de la Giurgiu să se sincronizeze și să putem vedea fotbal, pentru că până acum jucătorii celor două formații încearcă să rămână încălziți, să nu-și piardă tonusul. Pe un astfel de teren există oricând riscul unei accidentări, dacă nu rămâi în permanentă mișcare. A, sunt deja 7 minute peste ora oficială la care trebuia să debuteze meciul de aici, de la Giurgiu, pentru că s-a întârziat la vestiare în Copou. De-abia acum au ieșit
De la vestiare, cei de la Polia și Viitorul, în meciul de pe DigiSport 2, de pe stadionul Emil Alexandrescu. Clasamentul în acest moment arată în felul următor: CFR Cluj are 56 de puncte, FCSB are 52, Craiova are 51. Craiova n-a reușit să bombingă pe Poli Timișoara aseară pe teren propriu. Viitorul 41 de puncte, Astra 41 de puncte, Dinamo Polia și FC Botoșani câte 39 de puncte, cu mențiunea că Botoșanul are un meci în plus. Într-un clasament în 3, apropo de situația de care vă vorbea Ionuț în startul acestei transmisiuni, dacă Dinamo și Poliaș pierd meciurile din această etapă, așadar într-un clasament în 3 în care e inclusă și FC Botoșan, Poliaș are cele mai multe puncte, numai puțin de 7, astfel că urmează să intre în play-off, iar Dinamo să joace în play-out. Poliaș a bătut-o pe Dinamo pe teren propriu, a pierdut în deplasare, a bătut-o pe Botoșani pe teren propriu, a remizat în deplasare, de aici aceste 7 puncte. Dinamo ar avea o victorie cu Polia și o remiză cu FC Botoșani. Botoșaniul un egal cu Dinamo și o victorie tot în fața albroșilor în startul sezonului pe Arena Națională, acel 1-0. Așteptăm să înceapă fotbalul aici la Giurgiu. Până la urmă, Miriuță aliniază aceeași formulă, să o numim ofensivă, cu Malangu și cu Nistor în fața apărării. Mai ales Nistor a impresionat în ultimele partide cu o mare poftă de fotbal. A revenit Nistor la Dinamo și a fost la fiecare partidă, dacă nu cel mai bun, printre cei mai buni jucători dinamoviști. De asemenea, Pešić și el în formă. Torje, două goluri în două partide. Așadar, Dinamo pe faza ofensivă stă foarte bine. Începe în curând acest meci de la Giurgiu. Urcovera pregătit să dea lovitura de începere. Ișvan Kovac așteaptă încuvințarea arbitrului de rezervă, Vasile Marinescu și Ovidiu Artene la cele două linii. Ovidiu Mazilu, arbitru de rezervă. A Cătălin Cursaru e observatorul de joc, cel care îi face semn lui Ișvan Kovac să înceapă partida. Și începe în cele din urmă meciul cu 10 minute mai târziu decât ar fi trebuit. Posesie pentru Astra cu Risto Radunović, care trimite direct în afara terenului. Liniile de margine și liniile careului au fost trasate cu portocaliu. Linia de centru și cercul au rămas cu alb, dar acolo nu sunt neapărat probleme. Nu e obligatoriu să se vadă. Claudiu Belu cu o pasă în adâncime pentru Mârjliac. Preluare bună acestuia de posedat de Olteanu. Pasa lui Urcovera spre Buș. A reușit Romera să respingă. Iar acum Pešić e un jucător puternic, dar pierde de posedat de Takayuki. Laurențiu Buș își așează mingea pentru o centrare. Minge grea acolo pentru că i-a sărit în fața lui Mihai Popescu. Urcovera încearcă să preia. Se luptă și Malangu și în cele din urmă Romera reușește să degajeze. Dar Astra se întoarce repede în ofensivă. E acolo Florentin Matei pentru Laurențiu Buș. Mai departe să vedem continuarea lui Risto Radunović. O minge întoarsă către centrul careului. Balon respins, Takayuki Seto. Acum pentru Filip Mârjliac, fanii lui Dinamo încearcă să își scoată echipa din defensivă, înghesuită Dinamo în propriul careu, în aceste aproape 90 de secunde trecute de la startul întâlnirii. Până la urmă este o echipă foarte solidă a Astrei, s-a tot discutat înainte acestui meci pe marginea formulei pe care o va folosi Edi Iordănescu. Până la urmă vedem un prim 11 extrem de solid, centrarea lui Radunović. A treia oară Mihai Popescu reușește să lovească mingea în plin, după ce la primele două tentative nu reușise să facă acest lucru. Îi avem pe Matei, pe Buș, pe golgheterul Balaure, pe Urcovera, în quartetul ofensiv din față, Takayuki și Mârjliac la mijloc. Așadar o echipă solidă, aliniată de Edi Iordănescu. Dan Nistor cu o pasă în stânga. Atacă acolo Balaure și
reușește să-l deposedeze pe Vlad Olteanu. Pentru prima dată trece Dinamo dincolo de mijlocul terenului. Nistor, pas în spate, Mihai Popescu, mai departe către Romera, luat repede în primire de Laurențiu Buș. Romera cu o degajare în Buș, Miriuță foarte, foarte nervos, certa pe unul dintre mijlocași că n-a venit să-i ofere o variantă de pasă lui Romera. Recuperează Mihai Popescu, Romera, mai departe către Mei Malangu, sudafricanul greșește, nu se descurcă nici Polceac mai bine și până la urmă rămâne posesie pentru echipa lui Miriuță. Da, mă mărturisesc că sunt probleme în momentul în care mingea vine mai tare, mai repede. Poți să ai probleme de apreciere. O pasă senzațională a lui Nistor pentru Daniel Popa. Iese însă Iliev. Ce pasă a dat Dan Nistor. Un mijlocaș veritabil, Nistor. Ne aducem aminte de pasa pe care i-a dat-o din prima lui Gabi Torje la golul al doilea cu FCSB. Un fotbalist care se uită să verticalizeze și caută cu echipierii din față în permanență. Nu este un fotbalist care să paseze doar în lateral de acolo, din mijloc. Mârjlia, cam asta ar trebui să facă, nu? Un mijlocaș central. Exact. Să dea și pase în gaură, nu numai, așa cum spuneai tu, de-a latul terenului sau în spate. Laurențiu Buș ajutat de Risto Radunovic. Buș trece acolo, are poziție bună, trage Laurențiu Buș. Primul șut pe spațiul porții nu-i pune probleme lui Jaime Penedo. Nu ușor, mingea alunecă foarte, foarte tare, mai ales pe gheată, de aceea vedem pase și execuții imprecise în acest început de partidă. Nu mai sunt materialele de altă dată, în care erau făcute atât ghetele cât și mingea. Cum e mult plastic și din această cauză totul este mai rapid, mai iute în acest secol al vitezei, inclusiv jocul de fotbal. Aruncare de la margine, Radunovic vine să repună mingea în joc, s-a lăsat Takayuki pentru a primi. Radunovic îl cheamă, l-a primit pe Urcovera spre spaniol, a fost această minge, Luca Maric. Nu avea altă variantă decât să degajeze mingea în aut. Se duce Radunovic să repună mingea în joc. Acolo din apropierea colțului terenului Dinamo, l-are doar pe Daniel Popa. Ceva mai avansat, la 35 de metri de propria poartă. Daniel Popa, înlocuitorul lui Nemeț. Nemeț a suferit o ruptură musculară și va rata și startul părții secunde a sezonului. Să vedem. Va fi play-off, va fi play-out. Aflăm peste 90 de minute. Chiar spunea Vasile Miriuță că are mare încredere în Daniel Popa. Cel care a dat două goluri în 2018, a egalat cu Craiova și a înscris și împotriva celor de la Concordia Chiajna. A marcat în tricoul lui Dinamo dublul golurilor câte reușise la Botoșani, unul singur marcase Popa la Botoșani. Dar e șansa lui, e șansa lui să profite de accidentarea lui Nemeț. O degajare acum respinsă de Balaure. Urcovera pasă pe jos, Romera nu e în joc deocamdată, spaniolul. Urcovera trage, blocat însă de Maric. Început mai bun de partidă pentru Astra Giurgiu. Belu, e adevărat, preocuparea lui Dinamo este să nu se vadă condusă. Mârjliac, Matei în careu, Matei un dribling central, șutul lui Matei în colțul scurt și va fi lovitură de colț pentru Astra Giurgiu. Încercare interesantă, a încercat să-l surprindă pe Penedo. A combinat destul de ușor echipa lui Edi Iordănescu în marginea careului dinamovist. Atrăgea atenția Vasile Miriuță. Declarațiile pe care le-au dat cei de la Astra sunt doar de complezență. Sunt sigur că vor juca împotriva noastră, ca și când ar depinde de acest meci calificarea în play-off. Și pare să se întâmple așa, cel puțin acum în startul întâlnirii. Au apărut și zvonuri privind recompense financiare. Patronul Ionuț Negoiță ar fi pus pe masă 30.000 de euro de echipă. Să-l vedem pe Belu. Revine Olteanu și reușește să-l blocheze înainte să centreze. Laurențiu Buș a ajuns în flancul drept.
Din nou Buș, s-a demarcat Mârjliac foarte bine în centru, Torje nu se duce după el, Mârjliac n-ar nevoie să paseze în lateral. Astra ar avea și ea 20.000 de euro de echipă, bani pe care să îi împartă jucătorii în funcție de aportul fiecăruia. Matei, nu mai sunt banii de altă dată, însă e important că mai există prime de victorie. Vine centrarea lui Balaure, o minge pe care nu reușește să o respingă Romera. Din nou Balaure a vrut să centreze, dar a trimis direct în brațele lui Jaime Penedo. A profitat Penedo de erorile pe care le-a făcut Brănescu, mai ales în meciul de la Chiajna, și și-a recăpătat locul de titular pe care îl pierduse din pricina întârzierii la reunirea echipei în această iarnă. Pešić, Daniel Popa minge agățat acolo de Mârjliac. Olteanu, căruia Miriuță îi dă foarte multă încredere. Olteanu, care juca mijlocaș stânga la Voluntari. Dar parcă nu se simțea bine. Da, nu se simțea bine, a jucat slab. Am mai spus și cu alte ocazii, se pare că în fotbalul nostru, ca să ajungi mai la o echipă cu pretenții sau mai sus, trebuie să joci slab. Sau într-un campionat mai bun, vezi cazul lui Enache, sau mă rog, campionat mai bine cotat, cu bani mai mult, trebuie să joci slab, să fii mediocru și atunci ești răsplătit cu un transfer la o echipă bună. Da, e un paradox ce se întâmplă în fotbalul nostru. La fel și Daniel Popa a dat un gol la Botoșani și totuși Dinamo l-a chemat și se bazează pe el. E adevărat, a confirmat, dar care erau șansele, nu, să fii chemat după o astfel de prestație? Torje, a plecat Daniel Popa, se ridică Fanionul de la margine pentru o poziție afară din joc. Daniel Popa a prechemat pentru că Rivaldinho și Bochila au dezamăgit în prima parte a sezonului. Avem confirmarea poziției neregulamentare în care a primit mingea Daniel Popa. Trebuie să stea în el acum Dinamo, odată cu accidentarea lui Nemeț. E o pierdere importantă, pentru că pe Nemeț era construit jocul ofensiv al roșilor. Un aport extrem de important internaționalul slovac. Un cartonaș galben pe care îl vede Gabi Torje. Nici Van Kovac e un arbitru exigent, un arbitru care nu stă pe gânduri și scoate repede avertizmentele. Aici s-a dus cu cotul cam sus, Torje, da, la nivelul feței lui Erico. Noroc că nu a avut intensitate această lovitură și a recunoscut imediat greșeala. Gabi Torje, care încearcă să-și relanseze cariera. A început bine această nouă aventură la Dinamo. Să vedem însă cât îl va ține și, bineînțeles, cum va juca în play-off sau în play-out. Vom vedea. Urcovera din prima, bună pasa pentru Matei. Matei este un fotbalist tehnic, reușește să-i trimită lui Buș. Centrarea lui Buș este acolo cu capul Balaure. Însă o lovitură de cap moale, care nu-i dă emoții lui Penedo, mult mai clare acțiunile ofensive ale Astrei în acest start de meci. Se găsesc mai bine băieții lui Edi Iordănescu, fluieră Ișvan Kovac, fără să vrea Takayuki îl împiedică pe Daniel Popa și Dinamo obține o lovitură liberă, o primă șansă de a ajunge la poarta lui Iliev. Salomao nu s-a văzut până acum, nu prea, e adevărat, Dinamo nu prea a pasat și cu FCSB a avut o posesie de doar 39%. Nu e echipă care să paseze, e o echipă care încearcă să ajungă cât mai repede la poartă. 5 goluri și 5 pase decisive pentru Salomao, a cărui centrare e respinsă de Polciak, uriașul polonez din centrul defensivei Astrei. Repunere din margine pentru Dinamo, primește Dan Nistor, o centrare respinsă de Takayuki, recuperează însă Mihai Popescu. Dinamo rămâne în jumătatea Astrei. Ivan Pešić, a început bine aventura lui Pešić la Dinamo, un gol și două pase decisive pentru noarul croat. Daniel Popa a vrut să-i paseze lui Torje, dar l-a văzut că e în offside și de aici acea ușoară bâlbă. Aruncă de la margine Romera, Torje.
Venit l-a primit Malangu. Malangu îi lasă lui Romera. Malangu centrează până la urmă Romera. E mingea lui Iliev, titular în naționala Bulgariei, Plamen Iliev, un portar sigur, unul din punctele forte ale Astrei. Un produs vandabil, o afacere bună făcută de Astra, care s-a mișcat repede după despărțirea de Silviu Lung junior. Iliev. Da, Dinamo, spuneam, o abordare prudentă, dispusă să nu riște. E important să joci în 0-0. Să nu te descoperi, să nu te arunci haotic peste adversar. Astra e foarte periculoasă și știe să joace pe contraatac. Matei, Buș, Balaure, baliști rapizi. Îl vedem pe Daniel Popa, are viteză bună, trece acolo. Viitorul deschide scorul la Iași, este 1-0. Scor la care Dinamo este și ea calificată. Daniel Popa reușește să treacă. Daniel Popa torge și până la urmă este deposedat de Erico. Vă reamintesc, Dinamo, chiar dacă Viitorul bate, Dinamo trebuie să scoată cel puțin un rezultat de egalitate. Dacă pierde Dinamo, Iașiul merge în play-off. Laurențiu Buș acum. Laurențiu Buș a încercat să-i trimită lui Florentin Matei. În acest moment Dinamo are un punct peste Poliaș, 40-39. După golul marcat de Viitorul, în urmă cu câteva zeci de secunde, stadionul Emil Alexandrescu. Ceva mai devreme, Torje a luat acea minge lui Daniel Popa, deși atacantul dinamovist avea o poziție mai bună, putea șuta către poartă. Da, Iași Viitorul pe Digi Sport 2, cască, nu erați la curent. Degajează, deviază Urco Vera, Nistor, Salomao, pentru Dan Nistor. Nistor încearcă în bandă, dar degajează Erico. Vedem clasamentul în timp real, în partea de jos a ecranului se complică. Mihai Popescu, Romera, încearcă să-i dea una de ajutor și Radunovic iese cu tot cu minge în afara suprafeței de joc. Ar mai fi un aspect important. Astra, dacă pierde, poate ajunge de pe locul 4 pe locul 6 și ar pierde 200.000 de euro. Iar săptămâna viitoare ar juca cu CFR Cluj. Da. Dacă CFR-ul bate, dacă CFR-ul câștigă meciul de mâine cu Juventus. De fapt, indiferent ce se întâmplă, că sunt 4 puncte față de locul 2. Bine. Important sunt cei 200.000 de euro, cu CFR tot va juca mai devreme sau mai târziu, dar 200.000 de euro pentru un club ca Astra reprezintă în momentul de față o sumă, un club care se autofinanțează, da, cel puțin așa se spune, patronul Ioan Niculae, patron doar pe hârtie în momentul de față, nu mai furnizează bani. Doar ce încasează clubul din vânzări de jucători, din vânzarea lui Alex Ioniță, din drepturile TV, din ce mai vând, iată, la astfel de meciuri, bilete destul de scumpe, după ce inițial suporterii lui Dinamo fuseseră amăgiți cu niște prețuri de bar, așa, de o bere și o cafea la un bar. Până la urmă s-au făcut de 5 ori mai scumpe biletele pentru suporterii lui Dinamo. Adică poți căpăta și o stare mai bună cu banii decât dacă nu vii la meci. Polciac respinge. Totuși prețurile sunt la jumătate față de cum erau la meciurile cu FCSB. Erau 100 de lei biletul. Iliev. Acum presat de Torje. Iliev trebuie să prindă această minge fără probleme. Nu trebuia să-și facă griji pentru că Torje era în offside. Era deja asistentul cu steagul sus, însă Ișvan Kovac a făcut bine, că a lăsat jocul să continue. Greșește Takayuki la mijlocul terenului, a părut incomodat de acea minge, mijlocașul nipon, pe care a cărat-o cu greu. Îl vedem pe Daniel Popa, o pasă din prima a lui Torje. Daniel Popa scoate o lovitură de colț. Doar de asta a apărut interesat Daniel Popa, a lovit așa destul de ciudat mingea, ca și cum ar fi vrut să-l nimerească pe Polciac. Jucătorul aflat în
fața sa și este primul corner pentru Dinamo în această partidă. S-a echilibrat între timp disputa după acele minute de început în care Astra a dominat clar. Bate Salomao, bine se duce mingea, respinge însă Mârșliac în afara terenului și din nou corner. Astra a avut mari probleme la fazele fixe, la ultimul meci de pe teren propriu. Toate cele trei goluri marcate de Gazmetan au venit ca urmare a unor lovituri de la colț. O centrare din nou a lui Salomao, o minge lăsată să treacă de Daniel Popa. Balaure ține acest balon în teren, Claudiu Belu, o degajare recuperată de Nistor și o minge prinsă până la urmă în doi timp de Plamen Iliev. Da, o minge, o minge înșelătoare atunci când este atât de alunecoasă. Belu este anunțat și golul de la Iași. Chiar dacă vrei să nu asculți ce se întâmplă acolo, să fii în pielea jucătorilor lui Dinamo, nu ai cum să nu auzi acest anunț. A, nu mai e ca pe vremuri când într-un stadion plin era un om la 500-1000 cu un ric la el și asculta ce se întâmplă. Urcovera! Uriașă ratarea lui Urcovera, nu reușește să intersecteze traiectoria acestei centrări. Centrare foarte bună, Urcovera atinge mingea, dar o trimite pe lângă poartă. Asta apropo de anunțul de mai devreme, că s-o fi relaxat lumea când a auzit că e 1-0 pentru Viitorul. Era să fie 1-0 pentru Astra. Scor la care Dinamo cădea sub linie. Atenție! Iată reacția lui Edi Iordănescu și cât de mult își dorește ca echipa sa să obțină un rezultat bun, să câștige în această, în această seară. Mi-a plăcut cum a pus Edi Iordănescu problema. Spunea că echipa sa de obicei nu se află în atenția media, dar cu această partidă a fost pusă sub lupă. Însă după acest meci, la fel, va cădea din nou în anonimat și pe nimeni nu va interesa ce se, sau aproape nimeni nu va interesa ce se întâmplă la Astra. El va rămâne cu toate problemele, cu tot ce se întâmplă aici. Și a spus că el trebuie să-și vadă interesul. Trebuie să-și vadă interesul și să gândească în consecință, să gândească în perspectiva meciului de marți din cupă de la Mediaș. O deplasare dificilă, ce doar meci peste doar 3 zile și bineînțeles săptămâna viitoare va fi un nou meci în play-off. De acum înainte vor fi numai meciuri tari pentru Astra, așadar 3 meciuri într-o săptămână. Iordănescu spunea că trebuie să-și vadă acest interes. Contraatacul lui Dinamo, Torje are o situație bună, Gabi Torje, Torje în continuare pasează însă direct la adversar. A rămas mingea puțin sub el, n-a mai avut cum să paseze în condiții optime. Laurențiu Buș se duce către cealaltă poartă. Florentin Matei, campion cu Rijeka în sezonul precedent, a venit acasă. El e născut în județul Giurgiu. Repunere din margine pentru Dinamo. Mei Malangu, Romera, direct la Takayuki. Să vedem japonezul cu o minge pentru Silviu Balaure. Imposibil de controlat acel balon. Avansează Olteanu. Olteanu în centru pentru Dan Nistor. Mei Malangu iese cu mingea de lângă Urcovera. Foarte organizată însă echipa Astrei. Se retrag repede în momentul în care pierd posesia băieții lui Edi Iordănescu. Acum o pasă încercată de Dan Nistor. Minge ajunge până la urmă la Torje. Torje întâmpinat de Radunovici și va fi aruncare, va fi out de poartă. Iată că balonul l-a atins ultima oară pe Gabi Torje. Dinamo totuși trăiește periculos. Pentru a fi mai sigură, Dinamo trebuie să pună probleme, să aibă ocazii, să-și creeze ocazii, ceea ce deocamdată nu face echipa lui Vasile Miriuță. E adevărat, l-am văzut pe Daniel Popa, spre deosebire de Nemeț, pe care îl găsești în general în careu și care este căutat cu centrări, l-am văzut pe Daniel Popa în postura de a centra, iese mult în margine, aleargă destul de mult, dar deocamdată cam fără rost atacantul lui Dinamo. A recuperat Dinamo prin Pešić. Daniel Popa îi lasă nouarului croat
Să vedem pe Pešić, are doi adversari în față, maximum un corner poate obține de acolo. Se mulțumește și cu o repunere de la margine. Îi lasă lui Romera sarcina de a repune mingea în joc. Cere Daniel Popa, însă Romera se răzgândește și trimite lui Pešić. A gândit destul de complicat croatul. Repunere din 6 metri, deși Pešić îi arăta asistentului că mingea a fost atinsă ultima dată de Risto Radunović. Ultima dată Astra a câștigat acasă cu Dinamo în mai 2016. A fost acel 4-2 meci venit după ce echipa lui Șumudică a aflat că este campioană în premieră. Dinamo a condus atunci de 2 ori, însă a pierdut și au venit acele declarații celebre ale lui Marius Șumudică. I-am bătut și după ce am băut 7 lăzi de bere și 5 sticle de whisky, ceva, în, ceva de genul ăsta. Degajează Polceac spre Urco, Vera reușește să devieze, același lucru îl face și Luca Marici. Polceac minge grea pentru Radunović. Și este faultat, da. Prea aproape a stat de el Daniel Popa. Era în dificultate Radunović, nu trebuia să pună atâta presiune pe el. I-ar fi fost dificil lui Radunović să întoarcă mingea în teren, chiar dacă o avea pe piciorul stâng. Lovitură liberă în favoarea Astrei. Radunović se pregătește să degajeze. Minge spre același Urcovera. Anticipează greșit Mihai Popescu. Takayuki până la Claudiu Belu. O minge în margine spre Balaure. Balaure, bună pasa pentru Mârșliac. Mârșliac în careu, Matei. Florentin Matei, șut cu stângul. Gol! Astra, 1-0. Florentin Matei deschide scorul în minutul 25. Ce frumos a descurcat de carul Astrei. Cea mai bună achiziție în acest intersezon. Fotbalistul de 24 de ani care dorește să intre în prim planul fotbalului românesc și până acum o ajută pe Astra prin golurile sale. Și aceasta este exact situația pe care Dinamo trebuia să o evite, exact ceea ce vorbeam mai devreme cu Dinamo, care nu pune cine știe ce presiune, se mulțumește să aibă posesia undeva la mijlocul terenului. Au stat departe jucătorii lui Miriuță de cei ai lui Edi Iordănescu. Iată-l pe Matei, cât de ușor își pune mingea pe piciorul stâng. E adevărat, ușor deviat balonul de Meimo Alangu, însă nu sunt convins că ar fi avut reacție Jaime Penedo, nici dacă mingea n-ar fi fost deviată. Întrerupe jocul Ișvan Covaci, unul dintre jucătorii Astrei este accidentat, are nevoie de îngrijiri medicale. În acest moment Dinamo e în play-out, iar Poli Iași e în play-off. 1-0 pentru Astra, 1-0 pentru Viitorul la Iași. Dinamo, Poli Iași și FC Botoșani, toate la egalitate de puncte, 39 de puncte în acel clasament în 3 de care am vorbit. Iașiul are 7 puncte, iar Botoșan și Dinamo doar câte 4. A cam pierit entuziasmul și din tribune. E o situație cu care Dinamo nu s-a întâlnit în ultimele două etape. Le-a condus și pe FCSB și pe Concordia Chiajna. În primul meci din 2018 a mai fost condusă Dinamo acasă de Craiova. A fost 1-0 și 2-1 pentru Olteni. Cartonaș galben pentru Balaure după această contră. Și Balaure ratează primul meci din play-off. După care nu mai contează, se pleacă de la zero de acolo. Reacție întârziată la durerea lui Vlad Olteanu. Ozlovit a încercat să mai facă 2-3 pași, după care s-a oprit. Încă o lovitură liberă, Dan Nistor execută din nou, o minge deviată, respinge Urcovera. Da. Reacția a fost întârziată, dar cartonașul justificat, pentru că s-a dus cu talpa pe piciorul adversarului. Balaure, acum Balaure pentru Mârșliac.
Primește acum Claudiu Belu pe jos pentru Florentin Matei, ratează însă această pasă, iar acum May Malangu încearcă să accelereze, o minge pentru Daniel Popa, reprimește Malangu. Romera, Pešić, plecat Malangu într-un spațiu liber, lasă Polciak, se întoarcă cu fața, Malangu nu reușește să-l dribleze pe fotbalistul polonez, degajează apoi Radunovic. Matei, foarte tehnic, faultat aici de Nistor. Intrare hotărâtă a lui Dan Nistor. E foarte tehnic Matei, adevărat decar. Florentin Matei a fost în probe la Dinamo, în vremea în care Dinamo era pregătită de Gheorghe Mulțescu. Acum 5 ani. Să-l vedem aici pe Matei, preia această minge, Florentin Matei intră în careu, un dribling al lui Matei, șutul lui Matei, scoate Penedo, tras tare cu stângul, însă nu a reușit să dea și în înălțime mingii. Iar acum Takayuki pentru același Florentin Matei, în margine, Laurențiu Buș, centrarea lui Buș și scoate Penedo, fantastic la devierea lui Takayuki. Va fi lovitură de colț Astra, aproape de 2-0. E mult mai periculoasă Astra decât echipa lui Miriuță, deși culmea Dinamo are nevoie de un rezultat bun. N-a mai apucat Takayuki să atingă acea minge. A fost foarte aproape să-l păcălească pe Jaime Penedo. O intervenție foarte bună a golkeeperului lui Dinamo. Astra are 1-0 și corner acum, o centrare pe prima bară deviată, minge respinsă de Torje, însă nu foarte departe. Risto Radunovic retrimite spre care o bate vântul destul de tare aici la Giurgiu și iată mingea care părea să cadă în careu, a căzut la vreo 23 de metri de poartă. Până la urmă Vlad Olteanu pentru Diogo Salomão, foarte puțin implicat în jocul echipei sale, portughezul. Out pentru Astra. Da. Foarte puțin implicat, terenul va fi din ce în ce mai greu. Iar Dinamo trebuie să alerge după egalare. Aruncare de la margine pe care Belu o va efectua. 30 de minute scurse din această partidă, iar Dinamo joacă deocamdată prost aici la Giurgiu. Salomão, deposedat de Florentin Matei. Și balon care iese în afara terenului, din nou out. Astra, din punct de vedere tactic, mai bine așezată, mai bine organizată. Sunt mulți cei care au spus că Dinamo nu arată organizare prea bună a jocului. Jocul poartă pe cetea întâmplării și într-adevăr așa este. O echipă cam haotică este Dinamo în momentul de față. Cu FCSB a profitat de niște greșeli mari în apărarea acesteia și a reușit să marcheze de două ori. Au dispărut mingile. Așteaptă în zadar Vlad Olteanu o minge, o primește în cele din urmă. 1-0 pentru Astra, gol marcat de Florentin Matei în urmă cu 6 minute. Dinamo are două probleme acum. Una și cea mai importantă e cum să facă să egaleze. Cea de-a doua e că în aceeași vreme în care încearcă să pună presiune pe defensiva Astrei, trebuie să fie atentă la eventuale contre ale giurgiuvenilor. I-am văzut pe jucătorii lui Edi Iordănescu mișcându-se destul de bine. Pare că s-au acomodat mai repede cu suprafața de joc. Greșește Mihai Popescu în fața lui Florentin Matei. Mihai Popescu intervine însă și reușește să îl oprească pe decarul Astrei. Oh, ce acțiune frumoasă, o pasă pentru Urcovera, Malangu, în două rânduri, Malangu se luptă frumos pentru această minge, Gabi Torje pentru Dan Nistor, Pešić pleacă în margine, vine pasa lui Nistor, Radunovic reușește să ajungă înaintea lui, Romera, faultat de Radunovic. Radunovic pentru Malangu, Romera,
Dan Nistor, Dan Nistor o pasă în adâncime pentru Pešić, apare Polciak și va fi corner pentru Dinamo. Poate prin faze fixe să reușească băieții lui Vasile Miriuță să facă ceva, să pună pericol, să pună în pericol poarta lui Plamen Iliev. Bate Torje, crezi din nou speranțele fanilor lui Dinamo. O să-l vedem pe Torje, centrare la prima bară pentru Daniel Popa. Mingea rămâne lângă el, cade Daniel Popa, însă nu ca urmare atacului lui Erico, ci ca urmare a plonjonului cu ajutorul căruia a vrut să-l păcălească pe Ișvan Kovac. Olteanu, în faze de acest gen e nevoie de o precizie extraordinară, pentru că mingea, odată ce ia contact cu terenul, sare foarte mult, ia o traiectorie mai lungă și e greu de oprit. Da, greu să primești ceva la cum a căzut Daniel Popa. A atins într-adevăr din spate, dar a căzut prea urât și nu putea primi ceva. Degajează Iliev spre Urcovera, fault. Faulta lui Pešić, a sărit cu brațele pe atacantul Astrei, care a câștigat toate duelurile aeriene. Takayuki îi lasă balonul lui Polciak. Minge în adâncime, cearcă să preia Laurențiu Buș. Grele însă astfel de mingi. Pe un astfel de teren, pasa trebuie să fie precisă pe jucător. Altfel e destul de greu de ajuns dacă mingea apucă să prindă terenul. Suntem aproape de ultimele 10 minute ale primei reprize. 1-0 pentru Astra, 1-0 pentru Viitorul la Iași. Dinamo în play-out în acest moment. Dinamo trebuie să se apere. Laurențiu Buș cu o minge trimisă pe spațiul porții lui Penedo, însă Penedo a văzut mingea. Singurul jucător din Liga 1 care va merge la campionatul mondial. Îi expiră lui Penedo contractul la finalul lunii iunie. Dinamo ia niște bani de pe urma prezenței lui Penedo în Rusia, recompensată de FIFA, echipa lui Vasile Miriuță. Dan Nistor pentru Olteanu. Salomao, Vlad Olteanu, incursiune bună, pasă pentru Nistor, care scapă balonul peste picior. Apare Luca Marici, Torje acum. Gabi Torje, duel cu Takayuki, deposedat de Silviu Balaure. Degajează apoi apărarea Astrei. Daniel Popa încearcă o deviere, dar nimic nu se leagă în atacul lui Dinamo. Sunt mai prezenți în joc, mai agresivi jucătorii Astrei, mai ales acolo în fața careului lui Plamen Iliev. Dinamo n-a avut nicio ocazie în aceste 35 de minute, în vreme ce Astra, pe lângă golul marcat, a mai avut două șanse de a marca. Vlad Olteanu face fault în duelul cu Silviu Balaure. Golgheterul Giurgiu Venilor întins pe gazon. Revedem execuția lui Florentin Matei din minutul 25. Cât de frumos a descurcat de carul Astrei. Al treilea gol pentru el în cele patru meciuri pe care le-a jucat de când a venit. A marcat din penalti în partida cu Viitorul, a înscris și pentru și împotriva gazului, o face și astăzi. Da, la Cluj, adevărat, n-a avut cine știe ce realizări, parcă nici n-ar fi fost pe teren, însă în gruia toată echipa lui Edi Iordănescu a arătat rău. Da, a fost cea mai slabă partidă făcută de Astra, poate. CFR-ul și-a creat foarte multe ocazii. CFR joacă mâine de la ora 18 la Ploiești cu Juventus, iar mâine seara 20:45 FCSB Sepsi pe Arena Națională. Tot mâine seară câteva meciuri tari pe canalele Digisport. Sevilla Atletico Madrid 21:45 pe Digisport 4, PSG Marseille Digisport 3 și Roma Milan pe Digisport 2 21:45. Claudiu Belu
O centrare în blocajul lui Diogo Salomão. Claudiu Belu repune de la margine pentru Urco Vera. Ce minge i-a trimis, i-a pus pe tavă practic Claudiu Belu lui Urco Vera la 0-0. Doar s-o împingă în poartă jucătorul spaniol, lucru pe care nu l-a reușit Mârșliac. A căzut de lângă Nistor. Mârșliac a jucat cu Nistor la Pandurii Târgu Jiu. Minge repusă de Penedo între doi adversari direct în afara terenului. Risto Radunovic repune de la margine. Dinamo nu reușește să se conecteze la acest meci. Dinamo e în dezavantaj, e în play-out în acest moment, dar Astra e cea care face jocul. Da, nu reușește pentru că Salomão e inexistent. Pesici, puține realizări, Torje la fel, se mișcă destul de puțin. Iar Daniel Popa nu se sincronizează prea tare cu echipierii săi. Florentin Matei obține o lovitură de colț pentru Astra. Pe site-ul nostru, pe digisport.ro, puteți revedea toate golurile de la Real Madrid Alaves și puteți afla ce gesturi a făcut Ronaldo, care au surprins întreaga asistență. Ronaldo mai are de așteptat până să ajungă la Borna. 300 de goluri în La Liga pentru Real Madrid. Corner pentru Astra. Florentin Matei este cel care execută. Șutat, mingea respinsă de Mihai Popescu. Balaure în duel aici cu Daniel Popa, care reușește să degajeze o minge de urmărire. Aleargă Torje Radunovic. Preferă să mai facă o preluare până să-i trimită lui Iliev. A vrut să fie sigur pe el, Risto Radunovic. Primește Urco Vera mai departe pentru Mârșliac. Buș atacă zona centrală, Mârșliac se oprește însă. Încercat să îl joace pe Florentin Matei, dar s-a apărat bine José Romera. Am uitat pe lista rezervelor și nu văd acolo mari soluții. Ceea ce privește pe Dinamo, Hanca, Palić, Robert Moldoveanu. Moldoveanu a intrat bine cu Craiova, a reușit să dea o pasă de gol la reușita lui Daniel Popa. Romera aici, Romera în spate pentru Nistor. Șut peste. Da, cea mai frumoasă fază reușită de Dinamo. Urco Vera, care a profitat de vreo doi adversari care s-au dezechilibrat în fața sa, fără ca el să facă prea multe. Și Dan Nistor, care șutează aici cu interiorul. Mingea trece însă peste poarta lui Iliev. Dinamo foarte aproape să intre în dezavantaj la vestiare și va mai avea doar o repriză la dispoziție pentru a evita play-out-ul. O minge aruncat, atenție aici la Polciak, reușește până la urmă să degajeze. Și nu cred că a fost faultat, doar aruncare de la margine pentru Dinamo. Se grăbește Pesic, nu mai așteaptă pe Romera, a căzut Daniel Popa fără să fi fost faultat. Florentin Matei pleacă bine de pe loc, are centrul de greutate jos, controlează mingea foarte bine, deposedat până la urmă de Nistor, care greșește pasa, recuperează Radunovic, Laurențiu Buș, are o pasă de gol, l-a reușit al lui Balaure. 1-1 din meciul cu Gaz Metan Mediaș. Laurențiu Buș aici, nu știu dacă a făcut hands. A fost, l-a lovit în mână. I-a și rămas un pic așa, o fracțiune de secundă mingea. Lovitură liberă pentru Dinamo. Supărat Edi Iordănescu pe elevul său că nu se retrage așa cum ar trebui. Mihai Popescu se pregătește să arunce această minge spre Daniel Popa. E precis această lansare, dar devierea lui Popa lasă de dorit. Nu are precizia lui Adam Nemeț, nu are calitatea acestuia de a juca pentru cei din linia a doua. Da, Palić ar putea fi o soluție să intre în repriza a doua, acolo unde joacă Torje, cam pe acel post ar trebui să joace. Ce preluare a făcut Matei. Urco Vera cearcă o pasă în margine, dar balonul interceptat de Romera. Malangu. Ei, Malangu până la Pesic. Respinge Polciak imprecis. Malangu reușește să-i trimită lui Daniel Popa.
Daniel Popa deposedat de Buș. Se dublează foarte bine jucătorii Astrei. Foarte atenți la faza de apărare. Urcovera vite elegant un adversar, încearcă să-i paseze lui Takayuki, dar se stinge repede acțiunea ofensivă a Astrei. Nistor în spate și acum de la Mihai Popescu la Malangu. Cât îi lipsește lui Dinamo Adam Nemeț, cât îi lipsesc mingile pe care le distribuia stânga-dreapta Nemeț. Dinamo se simțea mult mai bine știind că are varianta de a juca minge lungă pe Nemeț. Știa să protejeze excelent Nemeț și să-și aștepte coechipierii. Așa Daniel Popa nu face treaba asta. Aut pentru Astra, care n-are nici cel mai mic gând să reia meciul foarte, foarte repede. La pauză și la final, cu reacții de aici, de la Giurgiu și, evident, de la Iași, vă așteaptă Vali Moraru la DigiSport Special. Va fi o seară lungă. La cum stau lucrurile, da. În momentul ăsta, da, foarte lungă. Foarte nervos Iordănescu pe atitudinea lui Buș, care în momentul în care pierde mingea nu se repliază așa cum ar trebui. Încearcă să întârzie repunerea mingii în joc, dar nu asta vrea antrenorul Astrei de la elevul său. Spinge Takayuki, imprecis. Aruncare de la margine pentru Dinamo. Romera. Vine la primit Torje. Romera încearcă un lung de linie out. Mingea scăpată în afara terenului de Buș. Primele aplauze pe care le primește de la Edi Iordănescu. Romera până la May, Malangu, Buș îl ciupește acolo pe Romera. N-a fost chiar așa tare. Nu cred că avea intenția să-i dea cartonaș Ișvan Covaci. În prima fază lui Laurențiu Buș, după care s-a repezit și a scos cartonașul 2-1 pentru Astra la acest capitol. Salomao bate această lovitură liberă din contra aceea lui Polciac și Urcovera. Mingea a rămas în careul gazdelor, scoasă până la urmă de Risto Radunovici. Vlad Olteanu iese foarte bine, Plamen Iliev, oricum era cu fanionul sus, Vasile Marinescu la poziția lui Torje, un spațiu mare acolo în flancul drept pe care încearcă să-l exploateze Claudiu Belu. Silviu Balaure liniștește acțiunea Astrei, care combină la mijlocul terenului. Takayuki pentru Risto Radunovici, un minut suplimentar. Polciac. Astra are ultima inițiativă în această primă repriză. Salomao în duel acolo cu Belu, care îi pasează până la urmă lui Balaure, contrat de Olteanu. Salomao, da, o partidă foarte slabă făcută de Salomao, mai acum când Dinamo avea foarte multă nevoie de el. El ar putea fi schimbat, să intre Palici, să treacă Pešić în stânga, să vină Torje aici în flancul drept. Ar putea fi o variantă. Să vedem acest atac. O pasă excelentă pentru Balaure. Balaure înapoi. Mihai Popescu agață însă în ultimul moment balonul din fața lui Urcovera și prinde pe Nedo. Repriza a doua, Dinamo ar putea să aibă și vântul în față, ceea ce poate constitui un obstacol. Respinge Polciac. Salomao pleacă târziu de pe loc. Se uită la ceas, Ișvan Covaci și fluieră finalul primei reprize. 1-0 pentru Astra prin golul lui Florentin Matei. Dinamo intră la vestiare în play-out și ne așteaptă o repriză secundă cu siguranță interesantă. Pauză și revenim.
Iubește fiecare drum cu noul Suzuki Swift. Energie nelimitată și bucurie fără margini oferite de motorul Booster Jet, sistemele Smart Hybrid și 4x4 All Grip. Cu aderență excelentă, propulsie puternică și consum redus de combustibil, încrederea ta la volan este totală. Vino și testează beneficiile noului Swift. Ce e nou în Kinder Surprise Rose? O adevărată putere de neopriț! Acum în fiecare al cincilea ou Kinder Surprise Rose. Powerpuff Girls. Ți-am stârnit curiozitatea? Stai! Rata e fixă! Deci mesajul ăsta trebuie să stea fix aici tot timpul. Dacă îți stă pe cap o cheltuială mare sau orice altă grijă apăsătoare, nu mai sta pe gânduri. Ia creditul pe repede înainte de la ING online, direct din ING Home Bank. Detalii pe ing.ro. Bărbați, aveți probleme cu prostata? Urinare frecventă și dureroasă? No! Proxelan supozitoare plus Proxel capsule pentru îngrijirea prostatei dumneavoastră. Proxelan supozitoare, indicat în tratamentul local, ameliorant și emolient al canalului rectal, în prezența simptomelor asociate prostatitei acute și cronice și hipertrofiei benigne de prostată. Combinat și cu Proxel capsule pentru administrare orală. Proxel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Pentru un diagnostic corect, consultați medicul urolog. Noua doză Coca-Cola. Verticală, exact ca lumea ta. Tati, tati, uite ce mi-a făcut bunic. Ne mai spui mine când vii. Ba, tati! Cu creditul Alfa Rapid, iei liniștit lucrurile care îți aduc fericire în viață. Bucură-te de oferte speciale. Ai reduceri de dobândă la cererile online. În plus, beneficiezi de comision de analiză zero. Alfa Bank. Evoluăm împreună. Not much grand in your life? Much better. Life's grand. The new SUV Grandland X. Opel. The future is everyone's. 1 martie, săptămâna SUV-urilor Opel. Cere oferta RAB la 2018. Mami, mai ai desertul dragonilor? Sigur. Știai că dragonii au nevoie de ceva răcoritor ca să scoată flăcări cât mai mari? De unde știi tu asta? Pentru că și eu sunt un dragon. Lapte, miere și pandișpan pufos. Kinder felie de lapte. Zile pline, pauze dulci. Îmi doresc să fiu pilot de cursă. Eu vreau să mă joc cu animalele acvatice. Îndeplinim 50 de dorințe la aniversarea Kinder 50 de ani. Participă la promoție pe kinder.ro. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. În acest moment, Dinamo este în afara play-off-ului. Iași și Viitorul merg mai departe între primele șase și foarte repede tragem câteva concluzii după primele 45 de minute. Ce se întâmplă cu Dinamo, Florin? Da, Dinamo, mă așteptam să văd altceva. Parcă o văd pe Astra mult mai motivată. Sunt rolurile schimbate. Din păcate, pentru Dinamo nu a reușit să pună presiune exact cum a făcut contra Stelei, în special în față cu Salomao, Pesic și Torje. Daniel Popa a fost foarte mult ieșit din cadrul porții, nu l-am văzut proaspăt. N-au reușit cei din părțile laterale, și mă refer la Romera și la Olteanu, să creeze superioritate, să urce și să încerce pe fază ofensivă să vină cu centrări în așa fel încât să dezechilibreze defensiva adversă. Nistor și el în prima repriză destul de modest. Dinamo nu a convins în această primă repriză. Dinamo parcă nu-și dorește atât de mult. Nu este o echipă motivată. Asta a dat impresia în această primă repriză. De partea cealaltă, Astra, o echipă foarte bine așezată, o echipă care a început bine meciul acolo cu a început tare, da. Exact, tare, cu Mârjeac și Takayuki Seto, care au stat foarte bine.
cu Laurențiu Buș și Silviu Balaure, care și-au câștigat duelurile 1 contra 1 acolo cu Olteanu și cu Romera, chiar arăta bine Astra în prima repriză. Ilie, surprinzător cum arată Dinamo, o surpriză neplăcută. Echipa care s-a arătat la condiție de joc a fost Astra. Mai mult în terenul adversarului, a făcut pressing, mi-a plăcut că a avut posesia, a controlat jocul. Dinamo foarte puțin și în momentul în care jucători determinați, jucători de bază, nu pot face diferența, este mai complicat. Adică jucătorii care s-au remarcat la meciul cu Dinamo, un Istor, un Torje, astăzi nu au avut astăzi nu au avut o evoluție foarte consistentă. Doar o repriză, să vedem reacția echipei și în a doua. De cealaltă parte, la Iași acolo, aceeași abordare de joc a lui Gică Hagi, are această construcție de pe linia de fond, cu progresie, văd jocul între linii, mi-a plăcut foarte mult cum a început jocul în terenul adversarului, cu pressing, a și marcat, putea Iași să facă 2-0, spre finalul reprizei Iași a echilibrat jocul și a creat și o ocazie extrem de importantă, putea să marcheze, să intre în joc. Una peste alta, două reprize bune. Domnul Dinu, e clasament în 3 acolo pentru ultimul loc și iată Iașiul, deși ea e condusă, merge mai departe. Din ciudățenile fotbalurile ale clasamentelor. Iată ce mult contează victoria lui FC Botoșani la scorurile astea. Ce mult contează, da. Lumea a spus că jocul la mare importanță, iată că este foarte important și victoria Botoșanului duce Iașiul în play-off. Dinamo, într-adevăr, surprinzător de slab astăzi, dacă ne comparăm față de jocul cu Steaua. Nu știu, mă mir și nu pot să înțeleg tot. Dinamo să rămână în asemenea jucător cum este Popa, este cap de linie. Repriza a doua poate să schimbe ceva, Miliuță sau el, dar nu poți conta pe faza de atac dacă n-ai un atacant să ducă jocul. Păcat de ce au făcut în primele 3 etape. Vedem, repriza a doua. Mergem și la stadion la Giurgiu, Viorel Grigoroi este acolo. Viorel, te ascultăm. Da, ne-am întors, bun găsit din nou și în momentul în care am ajuns la acest studio special amenajat pentru noi, domnul Mulțescu, invitatul meu, m-a întrebat dacă instalația de încălzire a suprafeței de joc funcționează. Am încercat să-l driblez așa cum dribla dânsul prevemul, să-i spun că ninge prea tare, că poate se topește și așa mai departe. Văzând ce se întâmplă acum, e clar că ori nu merge la capacitate maximă, ori nu merge deloc, pentru că terenul arată rău. Dar ambele echipe au evoluat pe același teren și nu vă întreb de ce nu merge Dinamo, vă întreb ar putea să meargă în repriza a doua și cum ar putea? Eu am spus înainte de joc că Dinamo va fi cea afectată de starea terenului. Corect. Am anticipat, pentru că mingea se oprește, jucătorii Dinamo de la mijloc încolo sunt jucători tehnici care sunt predispuși la combinații de vier, undoiuri, combinații de tehnicitate. Ceea ce nu s-a putut rezolva pe acest teren. Dar nu s-a putut nimic, domnul Mulțescu. Bine, adică nu s-a putut nimic. Sigur, astea sunt condiții obiective, dar tot așa anticipam, am anticipat și am văzut ce s-a întâmplat până acum, am tras o concluzie, apărarea e nesigură în continuare, ați văzut pe zona centrală s-a primit gol, exact acolo unde s-au mai întâmplat multe scene de acest gen. În altul de idei, în față de nesincronizări. În loc să primească mingea jucătorul în față, o prindea în spate, sau în loc să-l joace pe poziție viitoare. Deci, spuneți-le pentru repriza a doua, că nu mai avem timp. Cum ar putea să schimbe ceva Miriuță? E acolo un moldoveanu, e un Hanca, e un Cațicas care joacă fundaș. În fine, am enumerat rezervele, n-am făcut altceva decât să spun ce are din iau pe bancă. Un Dudea, sunt soluții sau mai bine rămâi cu ce ai acum? Poate iese ceva în partea a doua. Nu, sunt soluții, sigur că da. Acum Miruța trebuie să știe cel mai bine care dintre jucătorii pe care are la dispoziție, cei de pe bancă, pot să vină cu un plus. Ținând cont de starea terenului, ținând cont Moldoveanu, că e mai micuț, mai fășnez, mai poate... Și, sigur, Moldoveanu este un jucător care a arătat ceva calități. Acum trebuie să fie jucători cu experiență, jucători puternici, pentru că e clar că nu o să le dea spații. Trebuie să ne oprim. Ne întâlnim la finalul acestui meci, atât din studioul DigiSport Special, cât și de aici, de la stadionul Giurgiu, cu toate reacțiile. Ce-ar fi dacă tehnologia ne-ar oferi timp pentru ceea ce contează cu adevărat?
și ne-ar permite să trăim în deplină siguranță. Sau să alegem oricând ceea ce dorim să ascultăm. Ar fi perfect. Deja este, cu noul Jeep Compass. Acum de la 19.900 euro plus TVA și 4 revizii gratuite. Mami, mai ai desertul dragonilor? Sigur! Știai că dragonii au nevoie de ceva răcoritor ca să scoată flăcări cât mai mari? De unde știi tu asta? Pentru că și eu sunt un dragon! Lapte, miere și pandișpan pufos. Kinder felie de lapte. Zile pline, pauze dulci. Îmi doresc să fiu pilot de cursă. Eu vreau să mă joc cu animalele acvatice. Îndeplinim 50 de dorințe la aniversarea Kinder 50 de ani. Participă la promoție pe kinder.ro. Viața nu trebuie să fie o luptă. Lasă unele griji în urmă. Prostamol 1. O capsulă zilnic la aceeași oră și poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Pune anunț de vânzare pe Publi24. Ai și livrare gratuită, domnule gospodar. Intră pe Publi24.ro ca să publici gratuit anunțuri cu imobiliare, auto, servicii, electronice și tot ce nu mai folosești. Publi24. Vinzi și cumperi ce-ți dorești. E prea întuneric să mai filmăm. Unde e Jürgen Klopp? Care-i problema? E încă lumina afară. Vizibilitate cu 30% mai bună. Opel Mokka X cu faruri cu tehnologie LED. Sunteți pregătiți? Opel Mokka X. Opel. The future is everyone's. 1 8 martie, săptămâna SUV-urilor Opel. Cere oferta Rabla 2018. Pentru că alegi să te bucuri de fiecare clipă. Pentru originalitate, iubire, privire, pentru tot ceea ce ești sau visezi și mai ales pentru că nu e nimeni ca tine. Fiecare borcan Nutella are acum un design unic. Caută-l pe cel care ți se potrivește. Hai! Hai! Și sus! Stai! Rata-i fixă! Deci mesajul ăsta trebuie să stea fix aici tot timpul. Dacă îți stă pe cap o renovare sau orice altă grijă apăsătoare, nu mai sta pe gânduri. Vino la ING și ia-ți creditul pe repede înainte. Cu rată fixă, fără surprize. Detalii pe ing.ro. Acesta nu este un alt aparat de ras cu 18 lame. Acesta este Philips One Blade. O singură lamă pentru orice barbă. Tunde și bărbierește la orice dimensiune. Fii cea mai bună versiune a ta cu Philips One Blade. Innovation and you. Philips. Jimba Itai. Împreună. Comuniunea perfectă între om și mașină. Aceasta este noua Mazda CX-5, acum cu tracțiune 4x4 cadou. Drive together! Continuă să ningă la Giurgiu. La pauză, Astra o conduce pe Dinamo cu 1-0 prin golul lui Florentin Matei, iar Dinamo, la Dinamo se pregătește să intre Antun Palici. Să vedem în locul cui îl va introduce Vasile Miriuță, pe mijlocașul croat. O repriză întreagă va avea la dispoziție Palici pentru a o ajuta pe Dinamo să prindă play-off-ul. Iată, acesta este golul marcat de Florentin Matei. Aici nu l-am înțeles pe May Malangu, care a venit din spate și în loc să stea aproape de Matei, s-a dus în spatele lui Luca Marici. Incredibil, nu l-am înțeles pur și simplu. Iată-l pe May Malangu, care se depărtează de adversarul său și deviază apoi mingea care ajunge în poarta lui Penedo. 1-0 așadar pentru Astra, cu un gol marcat de un jucător pe care Dinamo l-a avut în probe, dar nu l-a reținut în lot. În urmă cu vreo 5 ani se trasează din nou liniile terenului. La 0-0 Urco Vera a ratat o ocazie uriașă cu poarta goală. Apoi la 1-0 Penedo a intervenit excepțional la o centrare al lui Laurențiu Buș, dacă mi-aduc bine aminte. O minge pe care a lăsat-o să treacă Takayuki, se ducea lângă bara a doua
ninge ca în miezul iernii aici la Giurgiu. Spuneam și în prima repriză, s-au acomodat mai repede cu noile condiții jucătorii lui Edi Iordănescu. Deocamdată la scorurile înregistrate acum aici la Giurgiu și la Iași, și Polia și Dinamo conduse. Cele două sunt la egalitate cu Gaz Metan, cu FC Botoșani, cer scuze, câte 39 de puncte, iar într-un clasament în 3, Poliaș stă mai bine decât Dinamo și decât Botoșani. Așadar, Dinamo e în play-out în momentul ăsta. Probabil Salomao. Da, Salomao, pe el l-am identificat ca fiind jucătorul pasibil de a fi înlocuit. Vom vedea în momentul în care vor reveni echipele de la vestiare. Deocamdată Palić primește indicații și o pauză mai lungă, pentru că meciul de la Iași a avut vreo 3 minute suplimentare. Prima repriză. După ce au ieșit mai târziu de la vestiare, da. Au terminat și mai târziu cei de acolo. Condiții grele, grele de tot și la Iași. Ultima răbufnire a iernii, să sperăm. Vor mai fi și săptămâna viitoare meciurile din Cupa României amenințate de intemperii. Revine Dinamo, Dinamo care trebuie să-și ridice însă nivelul jocului. O primă repriză modestă, dacă nu slabă, putem să-i spunem slabă, făcută de băieții lui Vasile Miriuță, care nu prea au reușit să combine acțiuni dezarticulate în general. Și asta din cauza că Salomao, de exemplu, a fost inexistent. Torje destul de imobil în spatele lui Daniel Popa, care la rândul său nu a reușit să țină de minge, să scoată lovituri libere, să joace pentru cei din linia a doua. Un fotbalist, Daniel Popa, căruia îi plac spațiile, îi place să primească în spațiu liber, are viteză, iar acolo unul contra unul poate rezolva faza. Așadar, Salomao va fi înlocuit de Anton Palić. Pešić vine în flancul stâng, Torje va trece în flancul drept. Permutări consistente care se vor petrece în linia ofensivă, linia de trei mijlocași ofensivi ai lui Dinamo. Poate în noua ordine, să-i spunem așa, Dinamo va fi mai periculoasă decât în prima repriză, pentru că în prima repriză a avut o singură acțiune, mai de Doamne ajută, cum se spune. Și atunci Nistor a trimis peste poartă, va intra Bang. Doar se schimbă. Am avut impresia că e pregătit să intre Abang și a pus însă acea bluză roșie pe el. Deocamdată o singură schimbare, așadar Palić în locul lui Salomao. Dinamo cu Penedo, Romera, Mihai Popescu, Mari, Cioldeanu, Malangu, Nistor, apoi Torje, Palić, Pešić și Daniel Popa, Astra, tot cu Iliev, Claudiu Belu, Polcea, Kerico, Radunović, Mârșliac, Dacăiuchi Seto, Balaure, Florentin Matei, autorul golului, Laurențiu Buș și Urcovera. Așteptăm din nou ca cele două partide, startul celor două partide, să fie corelat. Și asta s-a întâmplat și în prima repriză. Nicio secundă de întârziere. Ișvan Kovaș nu a avut probleme în prima repriză. Meci destul de cuminte, nu au fost nici faze controversate și a câștigat foarte mult respect, mai ales în acest sezon, Ișvan Kovaș. Cel mai bun sezon al său de când se află în arbitraj. Cu siguranță îl vom vedea urcând în curând, cred eu, în ierarhia arbitrilor europeni. Așadar, lovitura de începere o va avea Dinamo în această repriză secundă. Încă 45 de minute plus prelungiri din lupta pentru play-off. Vom cunoaște în mai puțin de o oră care va fi echipa care va rămâne în afara play-off-ului. O minge lungă a lui Malangu spre Pešić. Respinge Claudiu Belu, recuperează Olteanu. Daniel Popa pentru Dan Nistor, aruncă o minge la întâmplare. Degajează însă Polciac precis până la Urcovera. Ce intrare tare a lui Marici asupra lui Balaure.
dar nu a fost ceva intenționat, a încercat chiar să se ferească fundașul lui, lui Dinamo, ba nu, s-a dus, s-a dus spre el cu piciorul. Da, s-a dus cu piciorul spre el, da. Și din acea răsucire Balaure l-a șters pe stopărul croat. Gheata în zona feței, Mârșliac pentru Urcovera, Mârșliac a încercat spre exterior, acolo unde aștepta Laurențiu Buș. Citim foarte bine faza, Jose Romera îl deposedează, Takayuki pe Nistor, decarul lui Dinamo prins între trei adversari. Dinamo trebuie să schimbe atitudinea în primul rând față de ce am văzut în prima repriză, atunci când jucătorii lui Miriuță păreau mulțumiți cu acel 0-0. Iar în momentul în care s-a anunțat că viitorul conduce la Iași cu 1-0, parcă implicarea a fost și mai, și mai puțină. Până la urmă au nevoie doar de un egal dacă viitorul nu pierde la Iași. Minge care s-a dat, s-a dat un fault în atac, a văzut acolo Ișvan Kovac. Lovitură liberă pentru Dinamo, Romera îi trimite lui Mihai Popescu. Nu au fost foarte preciși fundașii lui Dinamo cu scoaterea mingii din apărare. Învățați să degajeze Vasile Miriuță. Nu este adeptul unor ieșiri din apărare cu, cu mingea la picior. Antrenorul lui Dinamo îi sfătuiește pe fundași în general să joace lung pe vârf. Dar această tactică deocamdată nu, nu dă roade în acest meci. Primește Urcovera, contrat acolo puternic de Mihai Popescu, pas acum pentru Pešić, reușește să ia mingea cu el, aruncă Mârșlia, convinge în spațiu liber, vânat aici de Balaure, dar alonul este repus de la margine, repede de Olteanu. Marici presat de Urcovera, degajează la mijlocul terenului, Mârșliac spre Balaure, Pešić a încercat să pună mingea jos, controlează cu greu mingea și unii și ceilalți. A fost un hands aici al lui Claudiu Belu. Mingea a căzut pe mână. Până la urmă e doar repunere din margine pentru echipa lui Vasile Miriuță. Iese foarte bine Takayuki din spatele lui Nistor, apatic de carul lui Dinamo la această fază. Apoi un hands făcut de Luca Marici, iar Takayuki se resimte, a rămas întins pe gazon, ciupit ușor de Olteanu în duelul pentru acea minge. Se resimte japonezul. Târzie lovitura liberă pentru Astra Giurgiu. Va fi executată până la urmă de Erico da Silva, fostul jucător al celor de la Pandurii Târgu Jiu. Încearcă Urcovera să se demarce. Sare Vera, mingea cade în spatele său. Olteanu presat de Balaure. Marici reușește să degajeze, dar balonul recuperat tot de jucătorii Astrei. Radunovic ajunge însă torje, primul la minge. Pierde însă în fața lui Radunovic. Romera, un joc încâlcit în acest debut de repriză secundă. Takayuki cu o lansare spre Balaure. Respinge Vlad Olteanu. Nistor acum, urmărit de Mârșliac. Dan Nistor pentru Vlad Olteanu. Un lung de linie, însă prea scurt, respins Belu. Se joacă, da, puține pase făcute de ambele echipe. Mingea trece cu repeziciune dintr-o tabără în cealaltă. E ca în curtea școlii, pe timpul iernii, tot așa pe zăpadă. Nu reușesc nici unii, nici ceilalți să plege mai mult de 2-3 pase. Claudiu Belu ratează tackling-ul aici în fața lui Nistor. Zonă bună a lui Nistor pentru Palici. Ocazie uriașă a lui Dinamo. Palici singurel în mijlocul careului, trimite peste poartă. Probleme pentru Silviu Balaure, care a rămas întins pe gazon la mijlocul terenului. Ce bine a curs această acțiune a lui Dinamo, cea mai mare ocazie a echipei lui Vasile Miriuță. Totul a plecat de la alunecarea ratată a lui Claudiu Belu în fața lui Nistor. Da, și o fază care mie mi-a, mă rog, pentru cine a văzut meciul dintre Chelsea și Barcelona din Liga Campionilor, cam aceeași fază cu finalizarea lui Messi, o minge întoarsă înapoi de Andres Iniesta, finalizare, șut pe jos a lui Messi, fără forță, Palici a dat cât a putut aici și a trimis peste poartă. Erico se întoarce și reușește să degajeze.
Mârjliac. Urcovera deviază pe spate, offside la Florentin Matei. Încearcă Dinamo să revină în joc. Trecut 5 minute din repriza a doua. Am avut deja o ocazie la poarta lui Plamen Iliev. Nu cred că am avut însă șut pe poarta la internaționalului bulgar, expediat de Dinamo în această seară. Nu pui mingea pe poartă, n-ai cum să marchezi. Neymar Langu se descurcă foarte bine în duelul cu Florentin Matei. Palici în spate pentru Mihai Popescu. Astra stă bine în teren, reușește să se grupeze bine în zona în care Dinamo duce mingea. Dar au și ei dificultăți la nivelul fundașilor centrali. Polciak și Erico nu degajează întotdeauna foarte precis. Din nou aruncare de la margine pentru Dinamo, primește Palici. Îi lasă lui Romera, din nou Antun Palici. Încearcă să protejeze, înapoi pentru Romera, Neymar Langu. Așteaptă Olteanu. Joacă din prima cu Pešić. Pešić preferă să-și pună mingea pe dreptul. Mingea care cade în careu. Polcea care timp și de o preluare înainte să degajeze. Însă era doar Daniel Popa în careu la această fază. Dacă tot vrei să vii cu centrări, atunci e bine să trimiți mai mulți oameni în suprafața de pedeapsă. O scurtă discuție a lui Ișvan Kovaș cu Edi Iordănescu. Arbitrul îi reproșează antrenorului Astrei că nu respectă spațiul tehnic, dar... A oprit mingea până să iasă în afara, da? Pentru astfel de situație Dan Alexa, țin minte că a fost trimis în tribună. Cam asta e decizia, da, de luat. S-a dat lovitură liberă pentru Dinamo, pentru că Edi Iordănescu a oprit mingea înainte ca ea să părăsească terenul de joc. Și clar, Dan Alex a fost trimis în tribună. Aici e iertat ceva. Da. Edi Iordănescu, poate lui Ișvan Kovaș i s-a părut că Edi Iordănescu n-a văzut foarte bine. Iar deja condițiile sunt mai dificile decât în mod obișnuit. Daniel Popa încearcă să se desprindă de Claudiu Belu. Semnalizare de la margine, oricum Belu intervenise foarte bine. Ești pe fază? Streaming live peste 170 de pariuri pe meci și opțiune de cash out. Betano.com. Jocul începe acum. Luca Marici respinge Mârjliac și balonul până la urmă părăsește terenul de joc. Aruncare de la margine pentru Astra, care în acest moment este la egalitate de puncte cu Viitorul. Ambele au 44 de puncte. Clavera însă mai bună cu acțiunea lui Balaure, care scoate balonul înapoi. Degajează însă Romera. Nu au susținut așa cum trebuie efortul coechipierului lor. Ceilalți fotbaliști ofensivi ai Astrei nu avea pur și simplu cu cine, cui să trimită în fața porții Balaure. Repune Claudiu Belu. Apare și Florentin Matei, dar e neatent. Autorul golului a devansat în intervenție Neymar Langu. Erico, acum Vlad Olteanu, doar la Takayuki. Claudiu Belu reușește să-i trimită lui Silviu Balaure. Alunecă Nistor în fața lui Takayuki, un fault făcut de Pali. Jocul poate continua. Florentin Matei are mingea pe stângul, trage Matei! Respinge însă Penedo, cel mai bun jucător al lui Dinamo în acest meci capital al alb-roșilor, este portarul. Și o ține în viață pe Dinamo, pentru că la 2-0 nu o mai văd pe Dinamo să revină. Ar fi foarte, foarte dificil să se întâmple. Asta s-a ridicat între timp Takayuki. Lovitură de colț pe care o va executa Silviu Balaure. Apărare în zona dinamoviștilor centrarea lui Balaure. Reușesc albroșii să scoată mingea din suprafața de pedeapsă. Balaure din nou reușește să centreze, o minge înșelătoare, prinde însă Penedo fără probleme. Priză bună a panamezului, un portar sigur, un portar care nu zgafează. Și până la urmă asta e cel mai important, să ia ce e de luat și să apere ce e de apărat.
E mai bine așa decât să fie într-o zi formidabilă, iar în alta să ia goluri pe care, în mod normal, orice portar le poate evita. Degajează acum pe Nedo în afara terenului. Și da, pare să se fi stins după acea acțiune care a dus la ocazia lui Palici. Astra e din nou în control. Iar Belu va repune mingea în joc. Vine la primitur Covera. Nehotărât însă Belu. Limite până la urmă spaniolului și out pentru Dinamo. Mi s-a părut că mingea l-a lovit pe Balaure. Dar a fost doar o impresie de-a mea. Aruncă de la margine același Claudiu Belu. Balaure încearcă să protejeze. Respinge Palici. Mârjiac, Balaure în poziție regulamentară. Balaure în care și un surprinzător gol! Gol Astra! Balaure face 2-0 în minutul 57. Incredibil, Balaure care a venit de undeva din spate, dar din poziție regulamentară, îl surprinde pe Nedo cu un șut în colțul scurt. Și acum să o vedem pe Dinamo, din ce e alcătuită această echipă de tradiție a fotbalului nostru, aproape de cea mai mare contraperformanță din istorie. Vlad Olteanu e cel care îl ține în poziție regulamentară pe Silviu Balaure. Erau trei jucători de-ai Astrei în acea zonă, iar în fața lor doar doi dinamoviști care oricum s-au ținut departe de ei, astfel că Balaure a putut șuta fără probleme. Va intra Bang până la urmă la Astra, probabil în locul lui Urcovera. Dinamo are 33 de minute plus timp suplimentar la dispoziție să marcheze două goluri și să spere că nu egalează Iașiul pe viitorul. Da. Dar la cum a jucat până acum trupa lui Vasile Miriuță, greu de crezut. Ca o echipă dezarticulată, fără trasee de joc, Dinamo așa a arătat în această seară. De vrea, terenul e destul de greu, dar Astra totuși a putut să arate ceva fotbal. Takayuki din prima pentru Laurențiu Buș. Buș încearcă să intre în combinație acolo cu Matei. Mingea sare la Radunović. Buș din prima, Matei călcâi pentru Radunović. Pătrundere în forță acolo, în viteză mai bine zis a lui Radunović. Prinde pe Nedo, care joacă repede cu Romera. Oh, ce intrare tare a lui Florentin Matei, care cred că l-a lovit pe Laurențiu Buș. L-a lovit pe coechipierul său. Altfel nu avea cine să-l lovească și într-adevăr intră Abang în locul lui Urcovera. Așa am văzut faza. Radunović a luat pe toată lumea după el cu această sanie, și cu echipier și adversar. Iese Vera, intră Abang. Abang care a fost suspendat pentru primele meciuri din 2018, care ca urmare cartonașului roșu încasat în meciul cu FC Botoșani de pe teren propriu. Astfel că Urcovera a profitat de situație și a fost titular. Situație care s-a inversat în etapa precedentă. Urcovera n-a mai făcut parte din lotul Astrei pentru meciul cu CFR. A jucat Abang, care în gruia a jucat cam ca Vera astăzi. Va intra și Hanca, dublă schimbare, Monroy și Moldoveanu și Hanca vor intra la Dinamo. Aruncă tot în luptă Vasile Miriuță, dar să vedem pe cine va scoate. Dan Nistor spre Pešić, aproape de dribbling, apoi faultează. Da, chiar rămâne de văzut pe cine va schimba Miriuță. Cine vor fi cei sacrificați după aceste mutări ofensive? Iese Torje. Inima lui Dinamo, nu? Ha. Torje. Așa se spunea despre el. Astăzi însă o evoluție palidă a lui Gabi Torje. Înlocuit de Hanca iese și Vlad Olteanu.
Și intră moldoveanu, să vedem, se apără Dinamo în puțin 3, nu? 3, dar rămâne Dinamo cu apărare în 3. Schimbă și din punct de vedere tactic Vasile Miriuță. Într-adevăr, la 2-0, ce mai poți aștepta? Totul sau nimic. Nistor, Malangu, nu a fost fault la această intervenție. Palici aruncă o minge în față, respins acolo. Malangu, Cala Ruibi, sparge blocada a doi adversari. Dan Nistor a ajuns din spate și deposedat de Mârjliac. Aruncare de la margine. Nu e timp însă pentru Nistor să ceară mai mult. Peșici, Nistor, minge în spate pentru Luca Marici. Marici mai departe pentru Mihai Popescu. În bandă pentru Romera. A coborât Hanca. O minge printre pentru Dani Popa. Malangu. Malangu reușește să treacă în primă fază de Radunovic, dar se ține bine fundașul stânga al Astrei și faultează în atac May Malangu. Iar Iordănescu mută în sens invers. Îl introduce pe Dandea în locul lui Laurențiu Buș. Alexandru Dandea a fost jucător al lui Dinamo. Prevedem aici intervenția curată la minge a lui Mârjliac. Mingea la margine, asta cerea, mă rog, Vasile Miriuță, dar de acolo e destul de greu să găsești pe cineva în careu. De regulă, singurul dinamovist în careul Astrei e Daniel Popa și nu prea mișcă în duelurile cu Erico și Pavel Polciac. Minutul 63, o jumătate de oră în care lui Vasile Miriuță îi se decide viitorul. Da, se prea poate să fie așa. O minge acum care sare la Antun Palici, încearcă o pasă în adâncime. Radunovic, Radunovic se complică totuși, levit acolo pe moldoveanu. Minge lungă spre Abang, încearcă să protejeze Abang, joacă pentru Florentin Matei. Matei scoate pentru Takayuki. Cât de bine evoluează Astra, cât de siguri sunt pe ei băieții lui Edi Iordănescu. În fața unui adversar foarte moale. Aș face o comparație între meciul din această seară, felul în care a jucat Dinamo, un meci capital, și felul în care a jucat Astra în runda precedentă pe terenul CFR-ului. Nu mi se pare că e vreo diferență. Matei nu reușește să intre în posesie. Mihai Popescu hotărăște să avanseze, reușește să-i paseze lui Dan Nistor. Peșici. Continuă Peșic, centrează însă la întâmplare, Palici nu ajunge la această minge și obmin un balon în adâncime pentru Abang în poziție regulamentară. Să vedem cum se va descurca Abang, doi adversari în fața sa. Abang până la urmă este deposedat de Romera, care e mai mobil la această fază și mai rapid. Hanca o pasă în centru pentru moldoveanu. Mai departe, pentru Dan Nistor, încearcă să accelereze Nistor. Nistor în continuare cu o pasă în margine pentru Peșici. Și-a dat seama că nu poate centra Peșici, își pune mingea pe dreptul. Se luptă în continuare cu Belu, până la urmă îi pasează în spate lui May Malangu. Dinamo cară mingea de-a latul terenului în jumătatea Astrei. Blocat și Romera, nevoie să îi retrimită lui Malangu. Sud-africanul caută o soluție, reușește să se întoarcă Daniel Popa, însă n-a fost sprijinit acolo Nistor. Mai departe pentru Peșici, din nou Peșici, nu e hands, totul se încheie cu o repunere din 6 metri. Un atac prelungit al lui Dinamo, mingea intră în careul Astrei. Vedem aici, lovește mingea pe Erico în piept, nu în braț. Suporterii lui Dinamo și-au pierdut încrederea în forțele echipei lor. Dinamo totuși a jucat prea puțin pentru un meci capital, așa cum e acesta. Abang abia a intrat și are probleme medicale. Nedumerit Edi Iordănescu, nu înțelege ce i s-a întâmplat camerunezului. Pare totuși să fie o problemă la gleznă. Da, destul de gravă. O fi
călcat rău, pentru că l-am văzut pe Abang. S-a încălzit în timpul pauzei, el alături de alți doi coechipieri a fost trimis la încălzire. În momentul în care a început repriza a doua, astfel că nu prea ar trebui să apară probleme musculare. Are și l-am văzut și Silviu Balaure venind la marginea terenului pentru un mic masaj. Da, problemele lui Abang, uite, sunt la gleznă sau la metatarsiene, a scos gheata. Astra în inferioritate numerică în acest moment. Primește Mei Malangu. Mai departe, către Luca Marici. Din nou Malangu, pe la el trec multe mingi. Nistor avansat, prins acolo între mijlocașii Astrei, destul de izolat. Primește mingea mai rar de carul lui Dinamo. Da, Popescu știe una și bună, să arunce mingi spre Daniel Popa. Deși acesta nu a câștigat foarte multe dueluri cu Erico și Polceac. Malangu greșește această pasă, Mârjliac deposedat pentru moment de Nistor. Mi s-a părut că a venit din offside, da. Într-adevăr, a venit din offside Florentin Matei. Lovitură liberă pentru Dinamo, care se chinuie să aducă mingea la poarta lui Plamen Iliev. Luca Marici. Marici așteaptă Palici în centru, primește Malangu. Acum ajunge balonul la Anton Palici, mai departe pentru Romera. Prea mult coboară și mijlocașii. Cum Hanca încearcă de unul singur, o pasă foarte bună a lui Hanca. Nistor în poziție regulamentară, Popa salvează Iliev. Șutul lui Daniel Popa, foarte bine a stat Plamen Iliev aici, a închis unghiul. Ezitarea lui Dan de a făcut posibilă această ocazie a lui Dinamo. E prima apariție periculoasă a echipei lui Miriuță în fața porții lui Iliev după golul marcat de Balaure în minutul 57. Un gol marcat acum i-ar fi prins foarte bine echipei lui Miriuță. În continuare, Poliaș, viitorul e 0-1, însă la aceste rezultate Poliaș, care n-a fost niciodată pe parcursul acestui sezon între primele 6, prinde play-off-ul. Da, până la urmă are farmecul ei această competiție cu play-off și play-out, chiar dacă mulți nu sunt de acord, dar a crescut interesul în ultimele sezoane. Bine, cred că dacă s-ar renunța la înjumătățirea punctelor după sezonul regulat, nimeni n-ar mai avea nimic de obiectat cu privire la acest sistem cu play-off și play-out, că până la urmă asta a fost marea durere a tuturor celor care intrau primii în play-off. Dar ce să mai recupereze Astra sau viitorul, care ar fi la, care sunt în acest moment la 15 puncte de primul loc, pentru ce s-ar bate ele? Nu ar avea bine, pentru ce și să dacă lupte. Sunt la 8 în 10 etape, ce poți să faci? Da, dar 15 parcă sunt de sună mai bine, nu? De neatins, da, de neatins. În fine, vom vedea, vor fi și alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal în curând. Vom vedea în ce direcție o va lua fotbalul nostru, care are însă mare nevoie de investitori în momentul de față, de patroni. Prea puțini patroni au mai rămas. E adevărat, nu ne dorim patroni de genul celor care au fost și care au lăsat cluburile într-o stare jalnică. Să-l vedem însă pe Romera, mingea sare cu noroc, un balon degajat, o centrare a lui Hanca în careu, balon care ajunge la Pešić, pe bara a doua, respinge Polceac din fața lui Moldoveanu. Poi Hanca încearcă să lupte acolo cu Florentin Matei și este fault în atac. Opțiune exclusivă de pariere live de la Unibet. Action Betting. Pariază live la Unibet. De la jucători pentru jucători. Doi-zero Astra cu 20 de minute înaintea unei premiere. Dinamo va juca în play-out. Sigur, titulatura
Ar fi pentru evitarea retrogradării, dar nu, situația nu e atât de dramatică. Dinamo la 20 de minute distanță de locul 7 la finalul acestui sezon. Să vedem ce va fi la Dinamo. Începând cu ziua de mâine, Dinamo care merge joi la Craiova pentru partida din sferturile de finală ale Cupei României. Poltenii își făceau planuri dacă Dinamo ar fi terminat sezonul regulat pe locul 4. Duminica viitoare ar fi fost alt meci cu Dinamo, două meciuri cu Dinamo pe teren propriu în doar 3 zile, în sferturile cupei și în play-off, prima etapă din play-off. Așa, Craiova rămâne doar cu meciul de cupă. Lovitură liberă pe care o va executa Dan Nistor. Minge aruncat acolo în față, reușește să degajeze Belu. Respinge Romera. Dan Nistor, Pešić, preluarea este bună, continuă Pešić, încearcă o pasă care nu trece însă de Hanca. Iar acum foarte bine Mârjliac protejează în fața lui Palić. Balaure încearcă să schimbe partea și o face foarte bine Florentin Matei. Matei intră în careu, Matei, o serie de fente, Matei în continuare, oprit însă de Mihai Popescu. În ultimul moment nu a mai apucat să centreze, iar acum Anton Palić pentru Dan Nistor. Încearcă Dinamo să iuțească acest atac, pasă însă direct la adversar al lui Dan Nistor. Belu din prima pentru Mârjliac. Silviu Balaure cere mingea Bang, însă Balaure liniștește puțin această acțiune și este faultul în atac făcut de Claudiu Belu. Dar până la urmă Cupa României este o variantă pentru Dinamo dacă vrea să joace în cupele europene. Câștigătoarea cupei joacă tocmai în turul 3 preliminar pentru Europa League, asigură cel mai bun loc din acest punct de vedere. Așadar, chiar dacă va juca în play-out, Dinamo trebuie să se concentreze pe meciul de la Craiova. Moldoveanu oprește aici acțiunea, aici Van Kovács a apucat să fluiere. Urcovera pleacă la vestiare, e destul de greu de rezistat pe margine. Anton Palić a avut șansa de a egala la scurtă vreme după startul reprizei a doua. Acum centrează Palić și a căzut Dandea pe un adversar. Ișvan Kovaș pierdea aproape, cred că a văzut faza. Merită să aruncăm o privire pe reluare. După acest contraatac, Silviu Balaure cu o centrare anemică totuși. Moldoveanu atacat și faultat de Belu. Lovitură liberă pentru Dinamo. Bate aproape Pešić. Mei Malangu, mingea nu a stat. Face semn arbitrul de linie Vasile Marinescu. Acum Marici. Marici în dreapta pentru Romera. Apărare în 3 în continuare pentru Dinamo. Romera pasează greșit. Matei levită elegant. Continuă Florentin Matei. Dă bine drumul balonului pentru Takayuki. Atacă în superioritate numerică. Scoate Takayuki pentru Matei. Matei trage însă în Marici. Egoist. Mihai Popescu, pardon, a fost egoist la această fază de carul Astrei. Era Silviu Balaure într-o poziție foarte bună pe bara a doua. Dinamo încearcă să profite. Palić însă nu se coordonează foarte, foarte bine. Dacă rămân așa scorurile, Dinamo numai că e în play-out, dar termină sezonul regulat pe locul 8. Acel clasament în 3 cu Iași și cu Botoșani. Dinamo are același număr de puncte cu FC Botoșani, 4, dar golaveraj mai slab. Va mai fi o modificare la Astra. Valentin Gheorghe, cel care va intra, ultimul jucător pe care îl poate trimite în teren. Edi Iordănescu, a făcut toate modificările și Vasile Miriuță. Iese Silviu Balaure, marcatorul golului 2. Cu probleme la gamba stângă, a tot primit masaj, a încercat să continue, dar era evident că are probleme.
Respinge Polceac, Mihai Popescu, Florentin Matei. Câte bine a jucat Matei în această seară. O pasă pentru Takayuki. Mihai Popescu a luat și mingea, a luat și pe Takayuki. Respinge Dandea. Hanca, foarte determinat, Sergiu Hanca. O pasă bună până la Daniel Popa. Daniel Popa intră în careu, deposedat însă de Radunović. Excelent Radunović, un duel aspru acolo pentru minge. Radunović până la urmă reușește să degajeze, însă până la Antun Palić. Hanca, poziție de centrare, reușește să centreze, respinge Dandea și va fi lovitură de colț pentru Dinamo. Dinamo duce toată echipa în careul lui Plamen Iliev. Mai rămân doar doi jucători, trei în afara careului. Nistor e unul dintre ei. Pe respingere, mingea sare la Robert Moldoveanu, care nu reușește să facă o preluare. Apoi îl doboară pe Claudiu Belu și se mai duce una dintre puține speranțe ale dinamoviștilor pe finalul acestei întâlniri. Ce situație, iată, în primăvară Dinamo reușea să-și învingă marea rivală cu 2-1, cu gol marcat în ultimul minut al partidei din penalti de Sergiu Hanca, iar roșii albaștri pierdeau titlul. Acum golul din ultimul minut al lui Filipe Teixeira în derbiul de săptămâna trecută o duce pe Dinamo în play-out. Aruncare de la margine pentru Astra. Vom intra în curând în ultimele 10 minute ale acestei partide. Dinamo incapabilă să-și creeze ocazii la poarta lui Iliev. Din contră, Astra pare periculoasă pe aceste acțiuni de contraatac. Abang în poziție regulamentară cerca să tragă la poartă aici. Abang așa a apărut, deși mi s-a părut că s-a așezat pentru o centrare. În fine, doar el cred că știe ce a vrut să facă. Penedo rămâne la primit Mihai Popescu. Astra din nou o nucă prea tare pentru Dinamo. Și acum a fost și în tur. Iată-l pe Daniel Popa, îi așează bine lui Hanca. Reprimește Daniel Popa, simulează acolo centrarea, rămâne în posesia mingii, centrează Hanca și Mârjliac respinge în corner. Dinamo a demonstrat în această seară că nu a reușit să se refacă, să se reechilibreze după ce a fost egalată în runda precedentă la ultima fază. A respins Claudiu Belu, e bine plasat acolo Mei Malangu și îl blochează pe Valentin Gheorghe. Nistor cu centrare, pradă ușoară totuși pentru Dandea. Marici până la Palić, care pierde această minge și Astra din nou pleacă pe contraatac. Un joc foarte bun din partea lui Florentin Matei, care acum nu obține repunerea de la margine. Dacă când mingea a ajuns la piciorul lui Florentin Matei, panica a pus stăpânire pe Dinamo. Luca Maric, Romera coboară în flancul drept. Hanca pleacă la învăluire. Romera, Palić pentru Hanca. Are mingea pe stângul. Moldoveanu încearcă să preia în careu înapoi pentru Mei Malangu. Malangu își pune mingea pe șut, ezită însă. Hanca, Palić în flancul drept. Palić pentru pentru Romera, care a încercat un dribling deposedat însă de Radunović. Cât de bine a jucat Radunović în această seară. Foarte bine l-a făcut uitat pe Alexandru Stan. Abang ia la fugă pe fundașii lui Dinamo. Abang puternic, continuă Abang, dar exagerează și pierde până la urmă în fața lui Hanca. A bun sprintul lui Abang, un pas mare făcut de Abang și a reușit să își păstreze avansul în lupta cu cei doi adversari. Intervenție neregulamentară a lui Mârjliac asupra lui Palić. Maric acum pentru Romera.
Scapă Nistor, această minge pe sub picior, un baraj viu făcut de Astra în fața propriului care, un baraj pe care Dinamo nu-l poate trece, cel puțin deocamdată. Au fost două ocazii pentru Dinamo, câte una pe repriză, mai sunt 10 minute plus prelungirile, dar nu există pic de luciditate în jocul echipei lui Vasile Miriuță. Da, nici cei care au intrat în repriza a doua nu au schimbat în bine jocul. Antun Palici din contră cu un aport foarte slab până acum. Multe pase date în criză de timp. Nu a limpezit deloc jocul acolo în zona ofensivă. Gheorghe pentru Abang, frumos, elegant camerunezul Matei. Fața sa Romera, Florentin Matei. Pasă pentru Takayuki, dar Dinamo a aglomerat bine zona centrală și încearcă să iasă pe o acțiune mai rapidă. Palici până la Hanka. Hanka, alunecă Radunovic. Hanka, acțiune bună a lui Hanka, centrare însă și este Romera. Romera blocat în ultimul moment. Pešić cu capul, mingea rămâne în preajma careului, dar Takayuki reușește să respingă. Șansă bună, ceva mai devreme la acea cursă al lui Palici, atacase Robert Moldoveanu prima bară, însă pasa lui Hanka venit înapoi pe Pešić, prea la interior, pe direcția lui Risto Radunovic. Palici deposedat impecabil de Radunovic. Cred că eroarea de mai devreme a fost singura lui Radunovic în această seară. Abang deposedat de Mihai Popescu, o centrare bună a lui Mihai Popescu! Mingea trece agonizant prin fața porții goale. Ar trebui să fie corner totuși pentru Dinamo, dacă am văzut bine. Ia să vedem. Nu pare să fie. Deși n-a atins-o Polceac, Iliev nici el n-a atins-o. Dar parcă îi schimbă puțin traiectoria Polceac. Da. Oricum, nu mai contează. Au fost multe faze fixe la poarta Astrei. Dinamo n-a reușit să fie periculoasă niciodată. Luca Marici respinge în afara terenului. Este out pentru Astra. Din ce în ce mai aproape de victorie echipa lui Edi Iordănescu. Pentru Astra urmează meciul cu Gaz Metan din sferturile cupei. Astra o prezență constantă în ultimul timp în fazele superioare ale Cupei României. Minge lungă, respinge Erico până la Malangu. Dan Nistor. Dar Giurgiu Veni se apără impecabil. Și sunt variante pentru Edi Iordănescu pentru meciul de marți de la media. Și-a păstrat câțiva jucători pe bancă pentru această întâlnire. Probabil va folosi și pe Balaure, care e suspendat în prima etapă din play-off și va fi folosit în cupă dacă piciorul îi va permite să joace. Dinamo merge la Craiova pentru meciul ultimei șanse până la urmă în acest sezon. Dacă nu bate la Craiova, atunci sezonul e compromis total. Și așa e o dramă sportivă, a zice, pe această ratare a play-off-ului. Au o mică umilință, mai ales pentru suporteri, care nu vor digera acest lucru. Nu știu câți vor veni să o vadă pe Dinamo în play-out. O deposedare corectă mi s-a părut a lui Abang. A reușit să-și folosească fizicul în acest duel cu Dan Nistor. Primește Mihai Popescu. Romera. Astra arată ca o echipă față de Dinamo, sau a arătat mai bine zis ca o echipă în această seară. O pasă lui Malangu, excelent. Polceac reușește să respingă Florentin Matei. A avut un Florentin Matei foarte inspirat, care a făcut cam ce a vrut aici, prea lejer, dar o fi obosit și el. Suntem în minutul 85, intrăm în ultimele 5 minute. Iar Dinamo, iată ce dificultăți are Dinamo. Nu reușește să se apropie de poarta lui Iliev, să aibă ocazii, să spere, să le dea suporterilor motiv de speranță. Acum Dan Nistor pentru Pešić.
Și el foarte palid astăzi. Pešić încearcă un dribbling, centrarea lui Pešić, atacă Romera cu capul, retrimite în careu, respinge însă Erico. Dinamo era neînvinsă de la acel eșec de pe teren propriu din Ștefan cel Mare cu CFR Cluj. 0-2. Atunci legase rezultate bune echipa lui Vasile Miriuță. Poate singura sincopă din această perioadă să fi fost acel 0-0 de la Timișoara. Dar în rest, rezultate bune. Marici cu capul direct la Takayuki. Nu mai a startul Bertrand Abang. 4 minute plus prelungiri la Iași, în continuare 1-0 pentru Viitorul, după golul marcat în minutul 14 de Alin Chițu. Aici 2-0 pentru Astra. Vali Moraru vă așteaptă la DigiSport Special după încheierea acestei partide, cu reacții, mai ales de aici, de la Giurgiu, unde e pe cale să se întâmple cel mai mare pocinoc din istoria lui Dinamo. Vor fi reacții, evident, și de la Iași pentru prima dată în play-off. Poli Iași, deși niciodată pe parcursul acestui sezon, echipa lui Flaviu Stoican nu s-a aflat pe una dintre primele șase poziții. Ce răsturnare de situație! La începutul lui 2018, Botoșanul era aproape sigură de locul de play-off. Până la urmă, Moldova duce în premieră o echipă în play-off, dar nu e Botoșani, e pe cale să fie Poli Iași. Da, frumoasă cursa de urmărire a acestui loc de play-off a lui Flaviu Stoican și a jucătorilor săi. O echipă totuși cu potențial, o echipă spectaculoasă, Poli Iași. Primește acum Hanca. Pasă pentru Moldoveanu, centrarea lui Moldoveanu, respinge Polciac. Romera întoarce pentru Malangu. Mihai Popescu mai departe, primește Hanca din prima, dar balonul este degajat de Dandea. Cu câtă ușurință resping atacurile lui Dinamo fotbaliștii Astrei. Dan Nistor, Palici, o pasă în adâncime, Hanca în fața porții, Polciac respinge. Dandea, continuă Dandea, dar își permite să dribleze Dandea. La urmă scapă mingea de sub control. Mei Malangu, Hanca, ce a sărit acolo balonul, reușește totuși să-l controleze. Îi trimite lui Dan Nistor. Nistor pentru Hanca. Încă o centrare a lui Hanca. Minge prinsă însă de Plamen Iliev. E clar că bat la o ușă închisă jucătorii lui Dinamo. Nimeni nu le va deschide în această seară. Asta Astra a închis ușa și a aruncat cheia. Dinamo într-o situație pe care nu și-a imaginat-o vreodată. E scandal interesant al suporterilor Dinamo, care strigă am avut și ghinion. E adevărat. O minge respinsă de Erico până la Mei Malangu. Pešić întâmpinat de Claudiu Belu. Nu știu dacă a reușit de 2-3 ori în această întâlnire Pešić să treacă de Claudiu Belu. Excelent, s-au dublat și în bandă și în centru jucătorii lui Edi Iordănescu. Adevărul e că la acest capitol Edi Iordănescu i-a dat o lecție lui Vasile Miriuță. Iordănescu nu pierduse niciodată în fața lui Miriuță, un șut al lui Daniel Popa peste poartă. Două victorii și o remiză în cele trei meciuri directe dintre cei doi tehnicieni. Remiza în partida tur din Ștefan cel Mare, atunci când Romario Moise a marcat un gol formidabil în lovitură liberă. Și vor expira cele 90 de minute. Vor fi arătate acum minutele de prelungire decise de Istvan Kovac. Moldoveanu pentru Hanca. Intra bine în meci Hanca.
a produs câteva centrări, dar nu are cui să-i trimită. 3 minute, doar 3 minute de prelungire, 3 minute ne mai despart. E clar, sau aproape clar, să nu ne antepronunțăm, totuși sportul este imprevizibil de multe ori. Centrarea lui Hanca, respinge Dandea, imprecis, Romera, în loc să centreze Romera, scapă balonul în aul de poartă. Avea spațiu foarte mare acolo să încerce ceva, să centreze, s-a dus cu balonul în afara terenului. Și asta spune totul despre luciditatea jucătorilor lui Dinamo în această seară. Un rezultat pe care puțini îl anticipau. Fanii lui Dinamo foarte furioși. Iată, atacat cu bulgări Vasile Miriuță. Da, e nevoie de un cordon ceva mai legat al stewardzilor, al forțelor de ordine. Să vedem ce se va întâmpla la finalul acestei partide. Pešić cu o centrare respinsă de Erico. Dandea a sărit acolo cu moldoveanu. Daniel Popa se întoarce, șutează, minge, trimisă în corner. Va fi o seară grea pentru Miriuță și jucătorii săi. Suporterii prezenți aici la Giurgiu nu vor se arată destul de neliniștiți. O centrare respinsă de Erico da Silva. Până la urmă poți să joci prost la nesfârșit și să obții rezultate. Cam asta ar fi concluzia. Dinamo a avut foarte multe probleme în defensivă. A scăpat cu Craiova. Craiova care a avut ocazii să facă fie 2-0, fie 3-1. S-a terminat 2-2. Cu ceva noroc, Dinamo putea chiar să câștige acea partidă la bara lui Nistor. Apoi a venit un alt meci în care defensiva lui Dinamo s-a prezentat rău la Chiajna. Defensiva a fost salvată de ofensivă, care a dat 4 goluri. Iar ultimele 10 minute din partida cu Steaua din runda precedentă reprezintă probabil cel mai negru coșmar al dinamoviștilor. Cu o victorie nu-i mai interesa ce se întâmplă în această seară. Da, așadar Paul Iași în play-off. Ultima echipă alături de Astra și viitorul Florentin Matei. Matei pătrunde acolo, ține de minge Florentin Matei. Coșmarul dinamoviștilor în această seară. Se uită la cronometru Ișvan Kovac și pune capăt acestei partide. Urmează reacții la DigiSport special. Veți afla acolo tot ce se petrece după partidele de la Iași și de aici de la Giurgiu. Jucătorii lui Dinamo nu îndrăznesc să se ducă să salute suporterii. S-a terminat meciul și la Iași, 1-0 pentru viitorul. Poli Iași termină sezonul regulat pe locul 6. Dinamo îl termină pe poziția 8-a și mai are un singur obiectiv, Cupa României, pentru că Dinamo în premieră va juca în play-out. Florentin Matei în minutul 25 și Silviu Balaure în minutul 57, autorii celor două goluri care i-au adus Astrei încă un succes. Astra termină cu 44 de puncte, la fel ca viitorul Dinamo cu 39, urmează să joace în play-out. Vă așteaptă Vali Moraru de acum încolo la DigiSport Special. Ionuț Angheluță și Dan Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune, la revedere! Nici o mașină pe stradă și nimeni care să te vadă. Traversezi? O iei pe scurtătură? Nu, tu nu crezi în scurtături. Și nu ești singura. Dan gândește la fel. Când zice că termină casa în 9 luni,
chiar o termină în 9 luni. Adriana, deși e atentă la 10 lucruri deodată, găsește mereu timp pentru ceea ce contează. Și noi la Raiffeisen credem în drumuri fără scurtături, în promisiuni respectate și în a face mereu mai mult. E timpul să punem responsabilitatea în lumină. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Ce-ar fi dacă tehnologia ne-ar permite să trăim în deplină siguranță? Sau să alegem oricând ceea ce dorim să ascultăm? Ar fi perfect. Deja este, cu noul Jeep Compass. Acum de la 19.900 euro plus TVA și 4 revizii gratuite. Încearcă Aspirin Plus C cu triplu efect de la primele simptome ale răcelii, pentru că există lucruri mai importante. Aspirin Plus C se ia de la primele semne ale răcelii, de la Bayer. E prea întuneric să mai filmăm. Unde e Jürgen Klopp? Care-i problema? E încă lumina afară. Vizibilitate cu 30% mai bună. Opel Mokka X, cu faruri cu tehnologie LED. Sunteți pregătiți? Opel Mokka X. Opel. The future is everyone's. 1 8 martie, săptămâna SUV-urilor Opel. Cere oferta rabla 2018. Ați făcut un credit și v-ați luat mașină de familie. Stai! Rata e fixă! Deci mesajul ăsta trebuie să stea fix aici tot timpul. Dar tu ai vrea niște bani în plus să-ți repari și motocicleta. Și tot stai și te frămânți, cum să faci, cum să te învârți. Ia-ți imediat grija asta de pe cap. Refinanțează cu creditul pe repede înainte de la ING. Viața nu trebuie să fie o luptă. Lasă unele griji în urmă. Prostamol 1. O capsulă zilnic la aceeași oră și poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Jimba Itai. Împreună, comuniunea perfectă între om și mașină. Aceasta este noua Mazda CX-5, acum cu tracțiune 4x4 cadou. Drive together! Vrei un televizor nou? 4K sau Smart TV, pe Domo ai tot ce-ți poți dori. Acum găsești pe domo.ro televizor Samsung 4K Smart TV cu diagonala de 101 cm la numai 1749 de lei. Domo.ro. Pentru acasă. Când eram tânăr ficior, varifala munților, genziua la vânat, inden grunânțan în vald, pușca și dărgâri pe lată, was für ein Mann eram odată. Ce normal erai odată. Tu bist rău tăceasă, da, mă rog. Danke, vopsește nemțește. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Poliaș dă lovitura chiar dacă pierde și înlocuiește pe Dinamo din play-off, dacă e să ne gândim să facem o comparație cu echipele care s-au calificat în play-off în sezonul trecut, aceleași echipe și în acest sezon, cu această singură excepție. Dinamo ratează play-off-ul și va juca în play-out de aici în continuare. Iași reușește, chiar dacă ia bătaie acasă de la Viitorul, să prindă primele șase. Clasament în trei între Iași, Dinamo și Botoșani, la egalitate de puncte, și Iașiul este mai bine aici din toate confruntările cu celelalte două. Mergem să-l ascultăm pe Balaure. Ce se vorbește rămâne strict în vestiar și nu vreau eu să comentez la interviu despre asta. Terminat în sezonul regulat pe locul 4, cum ți se pare acest rezultat, ținând cont de modul în care a început campionatul? Un rezultat bun, ne așteptam să terminăm în play-off, ne-am arătat că suntem o echipă bună, că putem bate pe oricine. Sper să arătăm în continuare că nu este o întâmplare ceea ce am făcut până acum.
Am rămas 6 echipe, voi, cum spuneam, pe locul 4, dar 4 echipe vor merge în cupele europene. Acum că ați ajuns în play-off, vă gândiți și la acest lucru? Sunteți și în Cupa României, încrenați în continuare? Da, ne gândim și la Cupa României, să ajungem în finală. Sperăm să terminăm în primele 4 în campionat și să mergem în Europa. Mulțumim! L-am ascultat pe Balaure, autorul unui gol astăzi cu Astra. Am văzut un meci, din punctul meu de vedere, ciudat, pentru că părea că Astra e echipa care are nevoie de puncte pentru a se califica în play-off, dar de fapt lucrurile stăteau totul și cu totul altfel și Dinamo nu a arătat absolut nimic. Probabil că a continuat așa haosul din organizarea celor de la Dinamo din ultimele minute ale derbiului cu FCSB. Îl ascultăm și pe Florentin Matei, cel care a deschis scorul în meciul dintre Astra și Dinamo. Cum a fost? Bună seara, mulțumesc frumos, a fost un meci foarte dificil pentru noi. Ne bucuram că până la urmă l-am câștigat și că am terminat cu fruntea sus campionatul regulat. Ați avut o ambiție în plus să câștigați acest meci, ținând cont de discuțiile care au fost în această săptămână? Da, vă dați seama că ne-a ambiționat și mai tare, pentru că toată lumea credea că o să ne dăm bătuți azi. Nu văd de ce, pentru că dacă Dinamo ne bătea, trecea peste noi în clasament și nu văd ce aveam noi de câștigat din asta. Cum îți explici totuși faptul că, deși Dinamo era echipa care avea nevoie de victorie pentru a se califica în play-off, Astra a fost cea care a condus jocul de la început până la final? Cred că a fost presiunea prea mare pentru ei și n-au făcut față la asta. Noi am jucat fără presiune, ne-am făcut jocul nostru și ne bucurăm că până la urmă am câștigat. Mai rău totuși că nu-i veți reîntâlni și în play-off? Nu, și nu vreau să vorbesc despre Dinamo acum. Eu mă gândesc la noi și ce o să facem de acum înainte. Ai marcat în această seară un gol frumos împotriva celor de la Dinamo. A fost și o ambiție personală a ta, ținând cont că ai fost acolo, dar n-ai fost oprit? Nu vreau să vorbesc pe Dinamo. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, încerc să marchez, să dau asisturi dacă pot și să-mi ajut echipa. Goluri în sezonul regulat, dacă nu mă înșel, în play-off, ți-ai propus un număr de goluri? Nu, încă nu mi-am propus un număr de goluri. Sper să marchez dacă pot la fiecare meci. Sunteți în play-off acum, au mai rămas 6 echipe, vă gândiți că puteți și mai mult, adică o prezență în cupele europene? Da, îți dai seama că ne gândim să luăm fiecare meci în parte, să încercăm să câștigăm, să dăm tot și să ajungem cât mai sus. Terenul cum ți s-a părut? A fost foarte greu, ați văzut și dumneavoastră, dar până la urmă ne bucurăm că am putut să câștigăm. Îți mulțumim! Mici felicitări! A fost Florentin Matei și... Probabil pe parcursul emisiunii să încercăm să obținem cât mai multe reacții din partea dinamoviștilor după acest eșec foarte usturător pentru o echipă ca Dinamo. Dar mergem până la stadion, acolo este Viorel Grigoroi împreună cu Gigi Mulțescu și bineînțeles vor mai fi interviuri de acolo. Viorel, te ascultăm. Bun găsit, un om care a scris istorie în tricoul lui Dinamo și căruia îi pică foarte greu această umilință, faptul că Dinamo merge în play-out în acest sezon al Ligii 1. Cred că ar trebui să-l ascultăm înainte de a auzi ce spune domnul Mulțescu, să-l ascultăm pe antrenorul Astrei, pentru că e omul momentului până la urmă. Bună seara! Primul rând, felicitări pentru echipa mea și pentru băieți. Au demonstrat niște lucruri importante în seara asta. Înainte de toate, aș începe cu faptul că matematic, noi după jocul celor de la Viitor cu Botoșan ne-am asigurat prezența în play-off. Teoretic, trebuia să avem o săptămână mai liniștită, însă intrând Dinamo în ecuația jocului și a calificării automat în play-off, anticipam o săptămână foarte grea din punct de vedere al presiunii și din punct de vedere psihologic. Și asta s-a transformat într-un joc cu o încărcătură foarte mare. Am făcut niște declarații săptămâna asta. Dumneavoastră vă folosiți foarte des de mine, mă mai folosesc și eu de dumneavoastră. În capul meu întotdeauna au fost anumite lucruri exacte. Înainte de toate, pentru toți cei care au sărit în sus și s-au, nu știu, auto-băgat în seamă, pentru mine nu există titular și rezervă. Eu am schimbat de la meci la meci întotdeauna, am credere în tot jucătorii, în tot grupul de jucători și asta s-a demonstrat și în seara asta că nu greșesc. Am dat niște declarații, însă de aici până la speculații care s-au făcut, e cale lungă, chiar m-am amuzat. Ce a fost mai deranjant a fost că am văzut și oameni de fotbal care s-au sesizat. Și mă refer la domnul de la Iași, care în loc să fie mai ocupat de echipa dumnealui, era cu ochii la noi și fel și fel de declarații pompoase. Oficialii cluburilor trebuie să fie mai temperați. M-a surprins și ieșirea lui Nicolae Dică. Eu am spus mereu despre el că
E un antrenor tânăr cu mult potențial, cred că o să ajungă la un nivel înalt. Însă nu vreau să mă bag în treaba lui, dar pot să-i fac o recomandare să se uite mai mult în curtea lui și să lase observațiile pentru ceea ce înseamnă vestiarul ăsta, că astea mi-au aparțin mie. Mai departe, echipa, întotdeauna am făcut-o, o fac și o voi face eu. După jocul celor de la Viitorul cu Botoșan, eu l-am apelat pe patronul clubului, pe domnul Nicolae, și am cerut două lucruri. Unu, să propună o primă de joc specială pentru această partidă și doi, să vină în vestiar. Nu s-au schimbat planuri, nu s-a întâmplat nimic. A fost o săptămână pe care am gândit-o într-un fel, am spus că vom încerca să fim pragmatici și eficienți, asta s-a întâmplat. Restul, cine a mers în play-off, cine n-a mers în play-off, nu vreau să comentez eu. Mă bucur pentru un singur lucru, că noi am avut un parcurs efectiv excepțional, îmi doresc să continuăm pe această linie și mă bucur pentru Gică Hagi, pentru că știu ce face acolo, cât suflet pune și o echipă pe care eu apreciez foarte mult ca joc. În rest, e istorie. Avem un drum înainte, acum peste 3 zile avem un joc foarte greu de cupă. Felicit jucătorii și mă bucur în sinea mea foarte tare pentru că s-a demonstrat că tot ce am făcut aici a fost în conformitate cu performanța și cu progres. Ca să încheiem acest subiect cu ce s-a discutat în această săptămână, înțelegem din ce a spus mai devreme că declarațiile dumneavoastră au avut cumva și rolul de a-i trimite pe o direcție greșită pe cei de la Dinamo, de a-i adormi cumva? Eu nu o să comentez asta public. Dinamo e o echipă foarte valoroasă, cu mulți jucători valoroși, sunt și jucători cu care eu am lucrat. Nu cred că Dinamo a pierdut neapărat astăzi prezența în play-off. A avut un parcurs de primă parte de campionat ezitant, s-au pierdut foarte multe puncte, puteam să fim și noi în situația lor. Îmi pare rău pentru Vasile, dacă îmi pare rău pentru cineva. Sincer, e un antrenor pe care eu o respect foarte tare, știu cât de mult suflet pune în tot ceea ce face. E un antrenor care probabil că acum va avea această pată cu lipsa din play-off, dar să nu uităm în ce condiții a luat Vasile echipa, să nu uităm punctele pe care le-a strâns și faptul că a schimbat fața unei echipe. Astăzi a fost și un teren dificil și consider că din punct de vedere al strategiei ne-am adaptat mai bine la teren. Am controlat mai bine terenul, am propus un joc mai direct, mai vertical și am avut câștig de cauză. Iar victoria cred că nu poate să o conteste nimeni. Noi avem drumul nostru. Ne interesează ca să continuăm procesul nostru pe care am plecat de reformarea echipei. Ați văzut jucători tineri și foarte tineri și astăzi. Mergem înainte și de acum în play-off efectiv nu avem ce să pierdem, avem numai de câștigat, pentru că acest grup foarte tânăr va acumula experiență, ne vom confrunta cu cele mai bune echipe ale României, ne vom confrunta cu cei mai buni jucători ai României și eram foarte conștient, să știți, că dacă Dinamo intra în play-off, cu siguranță avea o șansă înaintea noastră pentru un loc mai bun. Dinamo în play-off era cu tot o altă forță, cu suporterii, cu calitatea jucătorului, cu valoarea antrenorului și cu tot ceea ce reprezintă, s-ar fi creat o emulație incredibilă și atunci cu siguranță că ar fi avut șansă pentru un loc mai bun în fața noastră. După ce ați îndeplinit acest obiectiv de a intra în play-off, acum vă setați un alt obiectiv, poate o cupă europeană, un loc cupă europeană? Nu, hai să rămânem echilibrați, am închis o primă parte. Un prim obiectiv l-am îndeplinit, de fapt un obiectiv pe care l-am impus și l-am auto-impus către mine, către staful meu, către jucători, cu susținerea conducerii, am reușit să ne auto-depășim și sper ca în viitor să reușim să continuăm pe linia pe care am plecat, pentru că ar fi păcat să începem să pierdem teren. Nu mai avem nimic de pierdut și trebuie să jucăm fără presiune și cu personalitate. Mulțumim! Da, l-ați urmărit pe antrenorul Astrei, Edi Iordănescu, i-a urecheat și pe unii din oamenii care activează în Liga 1 sub diverse forme, în administrație sau în antrenorat. Domnul Mulțescu, umilința lui Dinamo în câteva cuvinte, pentru ca apoi să vedem și reacții în vestiarul dinamovist. Eu nu vreau să judec nicio umilință, vreau să spun că a fost un an cu multe convulsii, cu în sinusoidă, ba, o perioadă mai bună, ba, mai rea. În final au dat speranțe tuturor dinamoviștilor, mai ales după victoriile care le-a avut 3 victorii și cu speranțe multe. Eu cred că... Speranțe când, domnul Mulțescu? După în acest an 2018, din 4 meciuri, a bătut... Nu, în ultima parte am spus. În ultima parte au revenit speranțele, am spus. Au fost multe... Final de 2017. De 2017 și de acum la... Păi acum în 4 meciuri a bătut pe Chiajna, atât, Dinamo.
și dacă bătea pe Steaua, erau calificați. Au avut în mână, au avut 2-0. Da. Deci, la un moment dat, soarta unei echipe, a unui om, ține de un meci, de un gol, din păcate. Da. Edi Ordănescu a spus bine că Dinamo a practic a oficializat, dacă pot spune astfel, eliminarea din sau neintrarea în play-off, dar punctele au fost pierdute în alte meciuri mult mai la îndemână decât cel cu Astra. Haideți să-l urmărim pe antrenorul dinamoviștilor, Vasile Miruț, să ne întoarcem apoi la discuția cu domnul Mulțescu. Bună seara, Vasile. Ce n-a mers azi? N-a mers nimic, din păcate. Le-am spus în cursul săptămânii când ne așteaptă un meci foarte greu, ca și un final de campionat mondial sau de Champions League. Nu pot să-mi dau seama nici acum, după sfârșitul jocului, atitudinea care a fost. Am jucat cu inima astăzi, din păcate. Nu mi-am recunoscut echipa astăzi, sincer. Absența lui Nemeț a cântărit atât de mult? Da, Adam e un jucător foarte bun, dar... O echipă nu sunt într-o sigur jucători, știm cu toții, le-am spus exact ce trebuie să facă astăzi, atitudine, determinare mai ales. Am văzut și vremea cum a fost înainte de joc, dar nu mi-am recunoscut echipa. Personal, ai ce să-ți reproșezi? Da, bineînțeles, normal când se pierde, nu, antrenorul, toată lumea ce că a greșit, nu, am și eu, mă asum și eu greșelile mele, nu, de asta sunt antrenor aici, dar trebuie să ne asumăm cu toții. Ce-ți reproșezi? Ce-mi reproșez? Poate trebuie să fac altă echipă, alt 11. Sunt multe, acum e ușor ca să găsesc o grămadă de scuze, dar n-are rost să găsesc scuze acum. Dar unde crezi că s-a pierdut până la urmă calificarea în play-off? Nu cred că s-a pierdut acum. Am avut niște jocuri la început în care s-au pierdut puncte anul trecut, am revenit pe final. Jocul de azi nu trebuie să-l pierdem, indiferent cum. Ai simțit când s-a strigat din tribune demisia? E normal să se strige, nu? Nu ne-am calificat în play-off, nu? În coată. Normal, antrenorul îi devină, nu? O să discut cu patronul și dacă dânsul crede că eu sunt sigur vinovat, o să plec. Acum, după această contraperformanță, locul 8 la finalul sezonului regulat, se pot spune multe, sunt gânduri multe. Te gândești totuși că ar fi fost poate mai bine să renunți atunci când au fost acele discuții cu alți antrenori în toamnă, că poate era mai bine și să nu-ți legi numere de această contraperformanță? Nu, eu am rămas, am muncit mai departe împreună cu stafful meu. Asta e viața antrenorului, nu? Merge mai departe. Sunt jos, acum mă voi ridica din nou. Nu-i prima oară, nici ultima. În acest moment, tu ce-ți dorești? Îți dorești să rămâi sau să pleci? Îmi doresc să mă duc acum, să ajung la București, să vorbesc cu stafful și să discut cu patronul mâine și vom vedea. Cum crezi că privește suporterul Dinamo ce s-a întâmplat? Sunt supărați, e normal să fie supărați, nu? Dar n-ai ce face. Trebuie acceptate și acceptate criticile lor, nu? Au venit și număr mare, astăzi au fost alături de noi, păcat. În caz că vei rămâne, îi vei propune patronului o altă strategie ca Dinamo, din moment ce va juca în play-out, să mizeze mai mult pentru jucătorii tineri, să creeze o echipă pentru sezonul următor? Voi avea o discuție cu dânsul și după aia vom vedea. Ce ai spus băieților acum la final? Nu le-am spus nimic deocamdată. Sunt supărat și nu le-am spus nimic. E acesta unul dintre cele mai negre momente din cariera ta de antrenor? Da. 10 ani, da. Cred că cel mai negru. Dar, încă o dată, asta e viața noastră. Odată e jos, merge iară sus. Mă voi dedica. Asta e viața, merg mai departe. Să-mi puși triangul? Nu poți să-mi puși triangul, nu? Mează Craiova, în cupă, cum vezi meciul? Un meci foarte greu, e singura noastră șansă de a merge mai departe, de a spera să jucăm într-o cupă europeană. Mulțumim! Da, ideea e că nu doar Vasile Miriuță e jos, ci și echipa pe care o pregătește, încă o pregătește, un club de tradiție, domnul Mulțescu, este ca un pugilist la pământ. Haideți să identificăm vinovații. Pentru că de aceea suntem și aici, nu? Bănuiesc. Bine, e o discuție mult prea amplă ca să facem noi în 2-3 minute să identificăm. Trebuie o analiză făcută. Au fost multe evenimente, perioade cu evoluții mai bune, după aceea altele cu evoluții mai slabe. Ultimele meciuri puteau să salveze un sezon undeva compromis.
dacă, încă o dată spun, la meciul cu Steaua, având 2-0, să închidea jocul și să câștiga. Haideți să-l urmăriți și pe Dan Nistor, pentru că apoi să ne întoarcem la discuția de aici din lojă. Ce simți, fiind în postura unui jucător din echipa care a reușit una dintre cele mai mari contraperformanțe din istoria recentă a lui Dinamo, locul 8 la finalul sezonului regulat? Ce să simt? Foarte dezamăgit, foarte, foarte dezamăgit. Simți lipsa lui Nemeț? Nu contează cine a lipsit sau... Important pentru noi trebuia să era cel mai important să câștigăm. Nu știu ce s-a întâmplat în seara asta, parcă ei trebuiau să se califice, lor le trebuia victoria și nu egal. Nu înțeleg așa ceva. V-au indus cumva în eroare și declarațiile lui Edi Ortănescu din această săptămână, când spunea că ar putea amenaja unii jucători. Ați crezut că meciul va fi mai ușor decât a fost? Nu, normal că nu știam că dăm și pregătesc meciul să câștige. E un loc în plus, sunt niște bani în plus. În România contează foarte mult acest lucru. Echipele nu stau foarte bune din punct de vedere financiar și eram 100% că ne-a așat un meci foarte greu. Au fost mai buni, s-au dăruit mai mult și eu zic că au meritat victoria și felicit pe această cale. E rușinos pentru Dinamo că va juca în play-out? E foarte rușinos, foarte, foarte rușinos. S-a strigat demisia din tribune, crezi că va pleca Mirioța? Nu sunt eu în măsură să vorbesc acest lucru, sunt alte persoane care trebuie să decide asta. Am înțeles că ați avut promisă și o primă pentru această partidă. Cum crezi că văd suporterii situația în acest moment? Credeți că pentru acest meci ne mai trebuia o primă? Nu ne trebuia nimic, trebuia să câștigăm, eram obligat să câștigăm. Nu ne trebuia nicio primă la un meci cu asemenea miză, mai trebuie primă. Sunt foarte dezamăgite. Dar care a fost și explicația pentru faptul că Astra, o echipă deja calificată în play-off, a părut mai implicată în această partidă, parcă și-a dorit mai mult victoria decât voi care aveați nevoie de victorie? Da, pot să practic... Ce ne-au depășit toate capitolele, probabil asta ne e valoarea și anul acesta îl merităm locul 8 și nu merităm să fim în play-off. Urmează Craiova în cupă? Da, nu știu ce să zic, mai sunt câteva zile până la meciul cu Craiova, cupa ne-a mai rămas și nouă și sperăm că vom face ceva în cupă. Regreți acum că te-ai întors la Dinamo în aceste condiții? Nu regret niciodată, am ales cu sufletul și niciodată n-am să regret că m-am întors la Dinamo. Mulțumim. Un discurs sincer al lui Dan Nistor, dar nu te ajută cu nimic ca suporter dinamovist, ca echipă, tot în play-out joci, tot cu Mediașul și cu celelalte echipe care sunt acolo. Vreau să spun că în momentul de față nu este cazul să facă o analiză și să discute sau să se certe sau trebuie să se adune, mai au încă o șansă să salveze cât de cât sezonul ăsta. Dacă reușesc în cupă, să câștige cupa, să duc într-o cupă europeană, sigur că rușinea că nu a rămas în play-off este, dar va fi atenuată dacă câștigarea unui trofeu. Haideți să luăm aici și pe Hanca, iar apoi vom trage concluzii fără să mai fim întrerupți. De aproape un an până acum. S-a adus pe apa sămâtei, ca să zic așa, într-un singur meci. Eram la mâna noastră, doar trebuia să câștigăm, dar din păcate astăzi am fost mai slab decât ei și... I-au coșigat pe merit. Dar crezi că acum s-a pierdut calificarea în play-off în acest ultimul meci? Sezonul trecut Dinamo a fost în aceeași situație. S-a calificat în play-off în ultimul meci din sezon regulat. Da, și anul acesta s-a întors roata. Eu cred că nu ne-am calificat în play-off datorită inconstanței noastre în toate jocurile. Pentru că dacă eram constanți, cu siguranță aveam multe puncte și acum eram în play-off. Asta vă e valoare? În momentul de față, da. Nu mai contează ce a fost anul trecut, că ne-am bătut la titlu, că am câștigat Cupa Ligii. În momentul de față aceasta ne este valoarea. Trebuie să punem capul în pământ, să muncim mai mult, să salvăm ce mai putem din acest campionat, să terminăm pe locul 7, pentru că ar fi o rușine mai mare decât este acum să terminăm mai jos. Și să facem din Cupa României un obiectiv, pentru că este cel mai aproape de împlinit. Cum îți explici totuși faptul că Astra, care era deja calificat în play-off, parcă a fost mai implicat în această parte decât voi? Acest lucru nu ți-l explica Vasile Miriuța, vorbim mai devreme. Nu știu ce să zic despre acest lucru. Felicitări lor, bravo lor. Au o mentalitate sănătoasă și noi suntem vinovați pentru că am pierdut în acest meci. Bine, s-a strigat demisia. Crezi că va pleca Vasile Miriuța? Nu, și nu vreau să comenteze cine va pleca sau cine va rămâne. Vreau să comentez doar despre meci și sunt foarte dezamăgit că am pierdut. V-au indus cumva în eroare și declarațiile celor de la Astra din această săptămână spuneau că ar putea amenaja câțiva jucători. Ați crezut, v-ați imaginat că va fi meciul mai ușor decât a fost?
Sincer, eu nu citesc presa și nici nu mă uit la televizor când sunt emisiuni, pentru că este mult mai bine să mă ocup cu altceva, timpul liber, să fiu liniștit. Ce ați reușit să schimbați până la Craiova, la meciul din cupă? Trebuie să avem mai multă atitudine, pentru că un meci se câștigă cu atitudine și determinare. Ce mesaj l-ai transmite suporterilor Dinamo acum după această contraperformanță, locul 8 la finalul sezonului regulat? Au venit după voi la fiecare meci, v-au susținut inclusiv în această seară, pe această vreme. Le mulțumim frumos celor care ne-au susținut indiferent de vreme și ne pare rău că nu am reușit să calificăm echipa în play-off. Și mi-aș dori să fie aproape de noi și în aceste momente mai puțin bune și cu siguranță pe viitor noi vom răsplăti. Mulțumim! Mulțumesc. Da, revenind la discuția de aici, din studioul nostru, de la stadion, spuneați că nu se impune în momentul de față o analiză, pentru că vine meciul din cupă și poți să compromiți în totalitate sezonul, da? Asta nu se înțelege, nu se impune o măsură radicală, nu? Sau asta era ideea? Nu, sigur, trebuie să se adune, să amâne, eu știu, analiza sezonului și ultimelor meciuri, după meciul de cupă. Acum, să-și vadă treaba să se adune, are un rol extraordinar important Miriuță, Dănciulescu, care este un om apropiat vestiarului, și să fie liniște, să privească jocul cu multă seriozitate meciul cu Craiova, să facă din el, într-adevăr, finala finalelor, care poate salva tot sezonul. Credeți că poate salva domnul Mulțescu o finală de cupă câștigată, un sezon compromis în campionat, unde joci în play-out? Sigur că nu 100%, dar mai atenuează din supărarea, mai atenuează și din deficitul material al sezonului, că s-au pierdut probabil niște bani, dar se salvează într-un fel, eu știu, onoarea și... Nu știu dacă se mai salvează onoarea. Adică Dinamo, cred că în această seară a trăit sau trăiește una dintre cele mai mari umilințe din ultimii 20 de ani. Dar știi că nu este o întâmplare. Și ca imagine vorbesc. Da. Deci ca imagine și ca ce își doreau oamenii ăștia care au venit în tribune și care au venit la mai multe meciuri și ce își dorea și patronul care a scos echipa din buza falimentului, da? Și a ajuns să se lupte cu echipele din partea inferioară a clasamentului. Încă o dată deci, spun mai jos de atât, nu știu dacă poți să fii domnul Mulțescu decât față, în Liga a doua. În momentul mai de față, jos de atât. Două lucruri se pot face. Una, încă o dată, să se adune și să abordeze meciul de cupă ca o finală, adevărata finală, după aceea să se așeze la masă, să facă o decizie, să analizeze și să, cu un proiect nou, viabil, sănătos, solid, să înceapă. Viața merge înainte, nu se poate. Știți că ați fost implicat în atâtea proiecte la viața dumneavoastră, inclusiv în proiectul New Dinamo. Câte proiecte de nu New Dinamo să mai fie? Am fost implicat și în proiectul din Old Dinamo. Din da, 90. Da, din 90, da. Noi când am pierdut o echipă întreagă și am... Și de asta vă întrebam de vinovați, domnul Mulțescu. Bun, nu o face, această analiză nu o face domnul Negoiță. O încercăm să o facem noi, fără să te încapete. Dacă nu-i frumos să dai în oameni căzuți, cum recunoștea domnul Miriuță. Dar cine sunt vinovații sau principalii vinovați sau principala cauză, hai să o dăm altfel, da? Pentru care echipa asta a ajuns în anonimat, între cu sau fără ghilimele, da? Când joci în play-out și te cheamă Dinamo, ești ca în anonimat. Da, nu pot eu să fac analiza asta, n-am fost nici implicat, nici foarte apropiat. Sigur, din afară am urmărit și... Ați văzut ce spunea Miriuță? Spunea Miriuță că nu uitați de momentul în care am preluat echipa, da? A avut suficient timp să facă puncte ca să o ducă pe Dinamo în play-off. Da, au pierdut niște puncte foarte ușor. Au spus și jucătorii, și Hanca a avut un discurs, eu zic, realist. S-au pierdut niște puncte foarte ușor. Și până la urmă, acum a venit scadența. Au avut de câteva ori șanse să revină, au pierdut punctele, au avut și cu Steaua. Și nu este, au spus și ei, unii dintre ei, nu este ceva nou sau, mai bine zis, să repete istoria de anul trecut. Când, da, atunci, dar anul trecut ai intrat. Atunci ai intrat, ai bătut la titlu, da, în ultima etapă, ai mai zugrăvit-o cumva. Înainte de ultimele 5 meciuri, dacă ai vin de minte, Dinamo stătea foarte rău. Era afară din play-off. Și ultimele 3 meciuri, dacă mi-a aducat aminte bine, le-au câștigat și au intrat pe ultima 100 de meciuri. A venit și Athletic Bilbao cu Europa League, ai păcălit-o cumva. Nu, acum nu mai ai ce să păcălești.
Doar dacă iei cupa, dar și cupa nu știu cât de mult. De ce? Te duci într-o cupă europeană? Cum să... Da. Deci Dinamo va rămâne în circuit european. Rămâne în circuit european, văzând paharul jumate plin. Știi ce vreau să vă mai întreb înainte de a asculta și de a urmări și pe colegii din platou și concluziile lor? Dacă ați fi în locul lui Miriuță în momentul ăsta, ce ați face? Dumneavoastră, mă bucur tare mult că nu sunt într-o situație. Da, e de plecat sau de rămas să lupți? Deocamdată este de rămas, de luptat meciul de cupă. Și după aia? După aceea, au câștigat meciul sau ce mai departe, deci echipa, da, trebuie să meargă mai departe. În regulă. Mulțumesc domnul Tescu, mulțumesc prieteni, atât de la stadionul Marina Anastasovici din Giurgiu. Ne întoarcem în studioul DigiSport Special pentru a-i urmări pe invitații lui Vali Morar. Mulțumesc mult, Viorel. Suntem aici, ca și înainte și la pauză, împreună cu Ilie Dumitrescu, Florin Bratu și Dinu Gheorghe. Dar trebuie să luăm o pauză de publicitate. Înainte de a vedea publicitatea, câteva secunde din intervenția lui Dumitru Dragomir, din urmă cu 2-3 zile la Special. Ajunge Dinamo în play-off? Nu. Și cred că Dinamo va ajunge cam ca Rapid, dacă nu mai rău. A fost foarte tranșant Dumitru Dragomir, a spus că nu, Dinamo nu ajunge în play-off. Ne întoarcem în câteva momente, mai avem reacții de la Iași și, bineînțeles, comentăm dezastrul lui Dinamo din această seară. Yeah.